Paul Bilheimer, învingători prin cruce 1. Tronul Universului este o cruce Jerfirea de sine este legea Universului, temelia pe care e creat. Dacă jerfa n-ar fi fost legea suprema a Universului, ar fi acționat Dumnezeu stăpânitorul suprem al Universului pe baza acestui principiu? Prin calvar Dumnezeu ne spune, acesta este tronul Universului, nu doar pentru Hristos, pentru orice om, el este singura cale spre putere, autoritate și domnie. Satan a negat acest principiu și a pierdut. În toate circunstanțele vieții și practicii cotidiene, Dumnezeu ne dă tuturor posibilitatea de a alege să acționăm pe baza acestui principiu în pregătirea pentru domnia veșnică, sau să coborâm de pe cruce, salvându-ne pe noi înșine și pierzând astfel cu Singurii oameni care au o autoritate autentică asupra lui Satan sunt cei care aleg să rămână pe cruce, lăsându-o să-i elibereze de tot egoismul lor, de slujirea sinelui și promovarea sinelui. Matei 27, 39 42 Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, Tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce. Preoții ce mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau, pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Luca 23 cu 35 Norodul stătea acolo și privia, frunta și își băteau joc de Isus și ziceau, pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă este el Hristosul alesului Dumnezeu. Satan i-a oferit lui Hristos o victorie fără cruce. În diferite momente din viața și lucrarea Domnului nostru, Satan i-a oferit o cale ușoară către supremație sau către putere, fără cruce. Dar ori de câte ori au fost făcute aceste propuneri, ele au fost refuzate. Isus a ales crucea în mod voit. Tentația și oportunitatea de a scăpa de cruce au fost întotdeauna prezente în timpul vieții lui pe pământ, dar el a fost de neclintit și în final chiar și-a grăbit propria moarte. Chiar de la începutul lucrării lui, Isus a stat în fața acestei alternative. Toate împărățiile lumii și strălucirea lor ți le voi da ție dacă te vei închina înaintea mea. Aceasta a fost propunerea unei victorii fără moarte, a unei cununi fără cruce. Într-adevăr, toată forța ispitei zecea în perspectiva puterii fără suferință, a înălțării fără umilire. Aceeași alternativă i-a fost prezentată lui Isus cu ocazia vizitei grecilor care i-au spus unuia dintre ucenici, am vrea să-l vedem pe Isus”. Se consideră de către unii că grecia urmărit să -i ceară să vină în țara lor, unde ar fi putut să-și continue lucrarea în siguranță fără să mai fie amenințat cu moartea. Dar Isus a respins acea invitație cu cuvintele, dacă grăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare aduce multă roadă. Hristos știa că moartea lui trebuie să preceadă răspândirea vieții lui în lumea păgână și a refuzat să fie abătut din cale. A treia oară s-a confruntat cu această ispită. În timp ce se îndrepta spre Ierusalim, aproape de încheierea lucrării lui, Iisus le-a spus ucenicilor ce urma să îi se întâmple în Ierusalim, cum va fi batjocorit, scuipat, respins și răstignit de preoții cei mai de seamă și de cărturari. Pentru mintea carnală a lui Petru, aceasta ar fi însemnat o tragedie și ar fi dus la anularea întregii lui lucrări ca să nu mai spunem de zădărnicirea ambițiilor lui Petru de a deveni o autoritate într-o împărăție pământească. De aceea, el l-a luat pe Isus și a început să-l mustre și să-i spună: Să nu-ți se întâmple așa ceva. Din nou, Isus a respins ispita, spunându-i lui Petru: Înapoi a mea, Satano. În priveliștea dinainte ochilor noștri, Isus a pe cruce. Profețiile lui despre moartea sa sunt pe punctul de a se împlini. În acest moment înfricoșător, previziunile lui sunt pe deplin confirmate. Ceasul pentru care a venit în lume a sunat. Aproape, dar nu întru totul. Încă o dată, în agonia răstignirii, în chinurile groaznice ale morții, în ultimele clipe ale durerii agonizante, ispita reapare. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce. Nu e nevoie să mai spunem că Hristos avea puterea să facă astfel dacă ar fi ales să o folosească. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune în dată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Matei 26, 53 și 54 Aceasta e ceea ce a spus lui Petru în grădină. Ar fi putut să coboare, iar ispita de a se salva pe sine și a evita crucea a fost cea mai aprigă în ceasul când golea chiar drojdiile potirului amar al calvarului. Cu pulsul precipitat și frigurile dezlănțuite, cu fiecare nerv și mușchi într-o agonie a durerii, strivit de sentimentul părăsirii, bat jocura dacă ești fiul lui Dumnezeu coboră de pe cruce, a căzut cu o forță uriașă. Va coborâ? Va răspunde el provocării de a se salva pe sine? va refuza până la urmă crucea? Tronul Universului este în joc. Dacă el coboară de pe cruce, va pierde tronul. Căci, cât de ciudat ar părea, aici a fost locul unde satan a fost învins definitiv, distrus complet și alungat din scaunul autorității lui. Așa cum spune doctor Hugel, tronul lumii este o cruce, Hristos domnește de pe un lemn. Pentru că a mers la cruce, Hristos deține azi supremația în univers și într-o zi, după cum arată clar cartea Apocalipsa, această supremație se va arăta în mod fățiș. Țineți minte că nu e o cale pentru el și o altă pentru noi. Aceasta este o înșelăciune satanică. Acest adevăr este mai mult decât istoric. Toate cele spuse până acum sunt pură istorie. Hristos domnește astăzi pentru că El a mers la cruce și a stat acolo până când moartea a transmis lumii viața Lui. Dar acesta este mai mult decât un adevăr istoric. Este și unul moral, fiindcă Pavel spune în Roman 6, scriind despre credincioși, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robe ai păcatului. Noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui. Și în Galaten 2, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Aceste versete, precum și altele, ne învață foarte clar că toți credincioșii sunt părtași morții lui Hristos. Dar, așa cum arată Dr. Hügel, moartea noastră în Hristos este o comuniune potențială. El spune, cităm, chiar dacă din perspectiva divină ea este un lucru de mult consumat. Încheiat din punct de vedere istoric și obiectiv, totuși, din punct de vedere uman, este ceva păstrat pentru noi, care numai prin exercițiul credinței devine activ, în experiență. Citat închis. Lupta începe. Când ne consacrăm pe deplin ca să fim sfinți curățiți de gândirea carnală și plus cu Duhul, acceptăm ca omul nostru cel vechi, care a fost din punct de vedere judiciar răstignit cu Hristos, să fie realmente și în mod practic țintuit pe cruce. Când Dumnezeu vede că suntem hotărâți, că acceptarea noastră este cu adevărat sinceră, El primește jerfa. Și apoi începe lupta. Ceea ce am făcut teoretic trebuie să fie împlinit în mod practic în nesfârșita diversitatea vieții de fiecare zi în experiența și umblarea creștină. Odată ce acceptăm ca omul nostru cel vechi să fie realmente și în mod practic țintuit pe cruce, imediat o mare zarvă și agitație sunt stârnite de satan care începe să compătimească toată viața veche a sinelui, la fel cum Petru l-a compătimit pe Isus când i-a spus să te ferească Dumnezeu Doamne să nu ți se întâmple așa ceva. Și dacă nu suntem foarte prudenți, vom accepta compasiunea. Vom fi de acord cu satan că nu trebuie să moară carnea noastră, că noi suntem prea buni pentru a fi puși pe cruce, că în cazul nostru crucea e o greșeală. Compasiunea este un lucru foarte subtil și chiar dacă deseori este o trăsătură cristică, ea poate veni și din carne. Isus a respins compasiunea lui Petru spunând că venea din carne și nu de la Dumnezeu. El știa că tronul lui era o cruce și nu voia să se lase abătut din cale. Când Dumnezeu se ocupă de cineva disciplinându-l, când el lasă crucea să lucreze în viața cuiva, ai grijă cum îți arăți compasiunea față de persoana în cauză. Poți ajunge să te coalizezi cu acea persoană împotriva lui Dumnezeu. Printr-o astfel de compasiune, poți într-adevăr să atragi persoana de partea ta, dar o poți îndepărta de Dumnezeu. Întotdeauna satan va face tot posibilul să te împiedice să mergi la cruce cu o consacrare de plină în vederea morții vieții sinelui, iar când ai făcut predarea inițială, lăsând crucea să-ți nimicească omul cel vechi al cărnii, el va face tot posibilul să te determine să cobori de pe cruce așa cum l ai ispitit și pe Isus să o facă. Poate va folosi un Petru sau pe fratele lui să spună să nu ți se întâmple așa ceva. Oswald Chambers spune că niciun sfânt nu ar trebui să se amestece în modul în care Dumnezeu îl disciplinează pe un alt sfânt. Pe o astfel de persoană el o numește Providență diletantă. Lupta se întețește De îndată ce spredai omul cel vechi, adică viața veche a cărnii și a sinelui, ca să fie țintuit pe cruce în mod practic, Satan sau instrumentele lui, ca Petru, pot începe să compătimească toată viața carnală, care încă n-a fost dusă la cruce în mod practic. Și cu toate că ceea ce numim gândire carnală, adică ceea ce se revoltă împotriva lui Dumnezeu, poate fi într-adevăr omorâtă, astfel încât întreaga ființă să dorească numai voia lui Dumnezeu, totuși, cu fiecare experiență în parte ce impune o participare și o aplicare nouă și mai profundă a crucii, ispita este întotdeauna prezentă. Salvează-te pe tine însuți, și coboară de pe cruce. Și cu toate că ne-am predat pe noi înșine ca să fim răstigniți, când vine vorba de situații specifice de aplicare practică a crucii, eu are cineva care va îndrăzni să spună că el niciodată n-a cedat ispitei de a coborâ de pe cruce? Legarea Jerfei. În timp ce mulți oameni știu ce înseamnă să-și ia crucea și să se încredințeze acestea într-o criză a consacrării și a credinței, precum și să experimenteze conștientizarea curățirii de mintea carnală, foarte puțin dintre noi, cei care suntem așa numiți credincioși consacrați și promotori ai Sfințeniei, cunoaștem ce înseamnă de fapt să trăiești viața crucificată. În acest punct există printre noi o carență totală și din cauza absenței învățăturii despre aplicarea zilnică și progresivă a crucii, din cauza absenței învățăturii despre trăirea clipă de clipă a vieții crucificate, noi, promotorii Sfințeniei, am rămas în bună parte superficial și imaturi. După ce inițial te-ai predat ca să mergi la cruce, cu o consacrare de plină, pentru acum și pentru eternitate, E nevoie de o hotărâre reală pentru a te împotrivi ispitei compromiterii consacrării tale coborând de pe cruce. Psalmul 118 cu 27 îndeamnă la o hotărâre de acest gen. Legați cu funii vita pentru jerfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Aceasta nu sună ca un picnic. Din cauza lipsei accentului pe viața răstignită, creștinismul nostru este din nefericire lipsit de profunzime fără să realizăm că viața sfințită este nimic mai puțin decât o viață de participare mereu crescând de la moartea lui Hristos, în momentele de neveghere noi coborâm de pe cruce. În loc să ne specializăm într-o viață de răstignire, menținută constant printr-un refuz deliberat de a coborâ de pe cruce, noi depindem de o criză din trecut. Și când zărim dovezi ale cărnii, în loc să le ducem imediat la cruce, prin mărturisire și restituire, noi doar arătăm înapoi către acel moment hotărător și spunem: De vreme ce am fost ființit, nu poate să mai existe nimic în viața mea care să necesite crucea. Am terminat-o cu crucea, am murit odată și am terminat-o cu moartea. Și această atitudine este mama unei întregi familii de vicii spirituale, pe cât de periculoase, pe atât de numeroase. Cum cobori de pe cruce? Poate că între timp cineva deja se întreabă ce vrei să spui mai exact prin a cobori de pe cruce? Răspunsul meu este acela că orice salvare a sinelui este o coborâre de pe cruce. Orice alegere a căi ușoare, acolo unde sunt implicate principii spirituale, este o coborâre de pe cruce. Ca să fiu explicit și exact, toate eforturile de a ne scuza apăra, proteja, dezvinovăți sau de a ne salva sinele înseamnă de fapt o coborâre de pe cruce. Autocompătimirea este coborâre de pe cruce. Ea este o formă de autoapărare. Înseamnă că tu crezi că ți s-a făcut o nedreptate și îți pare rău pentru tine însuți văzându-te neputincios în fața ei. Când te lași în voia autocompătimirii, cobor de pe cruce. A te lăsa condus de resentimente este o coborâre de pe cruce. Resentimentul e autoapărare. Înseamnă că simți că ți s-a făcut o răutate și ești supărat, fiindcă nu poți face nimic. Răzbunarea este o coborâre de pe cruce, pentru că răzbunarea este o formă de autoapărare. Câte necazuri n-au rezultat din răzbunare? Biserici întregi s-au destrămat, și suflete au fost ruinate, pentru că cineva nu s-a putut abține să nu se răzbune. Ca să te răzbuni, trebuie să cobori de pe cruce. Refuzul de a accepta vina și aruncarea ei asupra altora înseamnă coborâre de pe cruce. Știi cât de greu este să fii învinovățit de ceva și cât de ușor este să arunci vina pe alții. Aceasta este o formă de autoapărare și este o coborâre de pe cruce. Când ești înțeles greșit, eforturile exagerate de a te explica pe tine însuți ajung realmente să însemne același lucru. Nu avem credința de a face așa cum a făcut Isus, să ne încredințăm sufletele lui Dumnezeu ca unui creator credincios. Autojustificarea înseamnă că noi am coborât de pe cruce. A ne ofensa din cauza unei nesocotiri reale sau închipuite înseamnă a coborât de pe cruce. Majoritatea criticilor aspre, dacă nu chiar toate, reprezintă o formă de autoapărare și autojustificare și este, prin urmare, o coborâre de pe cruce. Spiritul de partidă, care nu e nimic mai mult decât susținerea propriului grup spiritual sau punct de vedere, având drept urmare o suspiciune hotărâtă cu privire la capacitatea de înțelegere sau la sinceritatea tuturor celor care nu sunt de acord cu mine, este doar o formă subtilă de autojustificare și salvare a sinelui. Cred că nicio persoană onestă și informată nu va contesta afirmația că aproape toate aceste lucruri sunt practic, dacă nu predominante, cel puțin comune în fiecare denominațiune a Sfințeniei și în multe așa numite biserici umplute de Duhul. Nu o să vă contrazic dacă veți spune că lucruri chiar mai rele decât acestea predomine sau sunt comune în multe denominațiuni mari, dar aceasta nu justifică câtuși de puțin tolerarea lor în mijlocul nostru, ci doar dovedește ceea ce tocmai am afirmat, și anume că, deși mulți dintre noi putem confirma că am fost salvați și sfințiți sau umpluți cu Duhul, foarte puțini am îndrăznit să spunem că trăim viața răstignită. Crucea: Secretul Biruinței. Și totuși, chiar aici se găsește secretul biruinței. Nu în principal o criză din trecut, ci o predare prezentă, zi de zi, față de cruce. Există un singur loc de autoritate asupra lui Satan și acesta este crucea. Pe cruce și prin cruce, Hristos l-a învins. Crucea a însemnat distrugerea lui și acela este singurul loc unde Satan poate fi mereu înfrânt. Singurul timp când Satan nu ne poate atinge este atunci când suntem pe cruce. Singura parte a naturii noastre pe care satan nu o poate atinge este acea parte care a fost răstignită și care rămâne pe cruce. Dacă privești înapoi la viața ta, singurele momente când ai fost înfrânt au fost acelea când ai coborât de pe cruce. Și întotdeauna ai fost înfrânt când ai fost convins să cobori de pe cruce. Dacă satan l-ar fi putut ademeni pe Hristos să coboare de pe cruce, atunci l-ar fi învins. Satan ne învinge întotdeauna atunci când noi coborâm de pe cruce. Dacă ne poate face să coborâm de pe cruce, ne are în puterea sa. Dar cât timp rămânem pe cruce, el nu ne poate atinge, pentru că acolo el a fost înfrânt. Crucea este desfințarea lui. Noi continuăm să fim înfrânți până când nu ne întoarcem pe cruce. Crucea este singurul nostru loc sigur. Este singurul loc unde avem autoritate peste toată puterea vrăjmașului. Necunoscând aceasta, mulți dintre noi care am trăit o criză clară a sfințirii sau am cunoscut umplerea cu Duhul, nu știm cum să folosim crucea ca armă împotriva lui Satan. Coborâm de pe cruce, luăm lucrurile în propriile mâini, ne urmăm propria judecată, cădem în autocompătimire, autojustificare, resentimente și alte forme de autoapărare, și suferim înfrângere, până când renunțăm la toate acestea și acceptăm să ne întoarcem pe cruce. Vom avea o biruință constantă numai atunci când vom învăța să rămânem pe cruce. Chiar și ceea ce este legitim trebuie să moară. Unii oameni resping accentul pe care îl pun eu pe sfințirea progresivă, deoarece ei consideră sfințirea o lucrare instantanee. Nimic din ceea ce am afirmat n-a fost destinat să conteste în vreun fel această poziție, și nu încerc doar să aduc un conținut moral în practicarea sfințirii de care cred că este foarte mare nevoie astăzi. Crucea nu este doar pentru păcate și păcat, ci la fel de bine ea se aplică și sinelui nostru legitim. Cum folosești crucea? Existența unui sine legitim, diferit de sinele carnal, este acceptată de către unii dintre cei mai buni scriitori despre sfințenie. Crucea nu e menită doar să îndepărteze ce este contrar lui Dumnezeu, ceea ce numim gândirea carnală, ci de asemenea să elimine toată viața naturală și a sinelui, care poate să nu intre în categoria răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu dar întrucât aparține sinea lui, în loc să-i aparțină lui Dumnezeu, nu poate fi folosită de Dumnezeu și de aceea trebuie dată de o parte. George Watson, un scriitor din perioada de început a mișcării sfințeniei, spune privitor la acest subiect. Nu este numai o moarte față de păcat, ci e vorba de o moarte mai profundă față de sine într-o mulțime de lucruri o răstignire în detaliu și în cele mai neînsemnate amănunte ale vieții după ce sufletul a fost ființit. Această răstignire mai profundă a sinelui înseamnă desfășurarea și aplicarea tuturor principiilor lepădării de sine pe care sufletul le-a acceptat prin consacrarea lui de plină. Iov a fost un om desăvârșit și mort față de păcat, dar prin suferințele lui grozave a murit față de propria viață religioasă, a murit față de atașamentele familiale, a murit față de teologia lui, față de toate ideile lui despre providența lui Dumnezeu. El a murit față de o mulțime de lucruri care, în ele însele, nu erau păcat, dar care stăteau în calea unirii lui de pline cu Dumnezeu. Petru, după ce a fost sfințit și umplut cu Duhul, a avut nevoie de o viziune specială din ceruri care să-l omoare față de teologia lui tradițională și față de impunătoarea religiei iudaică. Lepădarea de sine, răstignirea și abandonarea în mâna lui Dumnezeu au loc în cel mai înalt grad după lucrarea de curățire a inimii. Sunt o mulțime de lucruri care nu sunt păcătoase, dar atașamentul nostru față de ele împiedică cea mai mare plinătate a Duhului Sfânt în noi și cea mai extinsă cooperare pe care am putea-o avea cu Dumnezeu. Înțelepciunea infinită ne ia de mână și rânduiește să ne treacă printr-o răstignire lăuntrică profundă față de părțile noastre bune, motivele noastre înalte, speranțele noastre cele mai strălucitoare, atașamentele noastre cele mai dragi, opiniile noastre religioase, cele mai iubite prietenii ale noastre, zelul nostru pios, elanul nostru spiritual, îngânfarea noastră spirituală, cultura noastră bine definită, crezurile noastre despre biserică, succesul nostru, experiența noastră, plăcerile noastre spirituale, răstignirea continuă până când noi suntem morți și separați de orice făptură, de toți sfinții, de toate ideile, de toate speranțele, de toate planurile, de toate dorințele arzătoare ale inimii sensibile, de toate preferințele, morți față de toate necazurile, față de toate supărările, față de toate dezamăgirile, la fel de morți și față de laude sau învinuiri, față de succes sau eșec, confort sau lipsuri, morți față de orice climat și naționalitate, morți față de toate dorințele în afara celeia după el însuși. Există grade nenumărate de răstignire lăuntrică în aceste felurite domenii, Probabil că nici măcar o persoană sfințită din 10.000 n-a atins vreodată gradul morții față de sine pe care Pavel și alți sfinți asemenea lor l-au atins. Și aș dori să adaug că ei au atins aceste grade mai profunde ale morții față de sine cu ajutorul crucii și al aplicării ei zilnice în viețile lor. Este foarte ușor să purtăm crucea în jurul gâtului sau pe îmbrăcăminte, fără a practica moartea simbolizată de ea în relațiile noastre personale și în atitudinile cotidiene. Acolo e locul unde ea are cu adevărat valoare. Nu există o cale pentru Hristos și alta pentru noi. Dacă dorim ceea ce are Dumnezeu mai bun pentru viețile noastre, dacă dorim putere sporită și biruința asupra păcatului și a sinelui, trebuie să ne împăcăm cu faptul că, și după ce am fost născuți din nou și umpluți cu Duhul, noi suntem încă ființe căzute. Avem nevoie să înțelegem că există domenii extinse din viața noastră și predispoziții care trebuie în mod continuu predate crucii și morții, dacă e să trăim o viață triumfătoare. Aceasta este ceea ce vrea Pavel să spună în Romani 8, prin expresia umblarea după Duhul. Ca să facem aceasta, trebuie să acceptăm crucea și să-i permitem în continuare să omoare carnea. Potrivit traducerii The Living Bible, în Galaten 524 25 Pavel spune Cei care aparțin lui Hristos și-au țintuit dorințele cărnii pe crucea lui și le-au răstignit acolo. Dacă acum trăim prin puterea Duhului Sfânt, umpluți cu Duhul, să urmăm călăuzirea Duhului Sfânt în fiecare parte a vieții noastre. Aceasta denotă că învingerea naturii noastre carnale de către Duhul Sfânt nu se realizează neapărat în mod automat. Avem posibilitatea să alegem. Putem decide să refuzăm calea crucii, calea zdrobirii și a răstignirii sinelui, și aceasta înseamnă înfrângere. Singurul loc al biruinței noastre este pe cruce. Hristos domnește de pe lemn. Nu există o cale pentru el, și o altă cale pentru noi. El a mers la cruce nu doar ca înlocuitor al nostru, ci a mers acolo ca reprezentant al nostru, să ne arate că, într-adevăr, crucea este singurul loc de domnie. Crucea nu este doar pentru moartea păcătosului, ci și pentru tot ce ține de carne și de eu, și chiar pentru așa numitele trăsături bune ale cărnii. Și acesta este motivul pentru care George Watson ne cheamă la o moarte mai profundă a sinelui. Neîncetat, Dumnezeu dorește să ne remodeleze. Dacă lăsăm crucea să-și facă lucrarea, Dumnezeu ne va face total diferiți de ceea ce suntem acum. Unii dintre noi cred că aceasta ar fi imposibil, dar tocmai de aceea Dumnezeu permite crucea în viețile noastre, adică acele lucruri care continuă să omoare viața Eului nostru. Respingerea crucii este motivul atât de multor neînțelegeri din familie, din biserică, din afaceri, din fabrici și din cadrul relațiilor de muncă. Crucea este moartea huzurului Crucea se preocupă de stilul nostru de viață. Un stil de viață elegant și luxos este din Dumnezeu sau din carne? Bunăstarea este într-adevăr o parte a Evangheliei, dar este doar o parte. În Evanghelie, accentul general se pune, fără îndoială, pe un mod de viață caracterizat de sacrificiu. Crucea este moartea huzurului. Crucea ne va face sensibil la responsabilitatea noastră pentru o lume căzută. Găsim în Scriptură suficiente versete care încurajează credința cu privire la fiecare nevoie, Filipen 4,19, la tot ce e necesar pentru rodire. Folosirea lucrurilor materiale pentru mai mult decât aceasta înseamnă lux și promovează huzurul. Se spune că în primul lui an de slujire permanentă, John Wesley a trăit dintr-un venit de 28 de lire. Deși Dumnezeu l-a binecuvântat cu o lucrare din ce în ce mai bogată, el a continuat să trăiască din același venit pentru tot restul vieții. Cred că acesta este un standard biblic de administrare. Atunci Isus le-a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Matei 16, cu 24 O greșeală fatală ce fac atunci când îmi dau seama că am coborât de pe cruce, când sunt înfrânt pentru că am luat lucrurile în propriile mâini, am ajuns să-mi plâng de milă, să am resentimente, sau altfel spus, pentru că am acționat din carne sau din euul meu? Mulți oameni nu știu cum să folosească crucea. Când li se întâmplă să cadă, trec printr-o perioadă cumplită. Ei pun imediat sub semnul întrebării criza sfințirilor și duc o luptă lăuntrică crâncenă cu privire la autenticitatea acesteia. Dacă, după cercetare și rugăciune, decid în final că acea criză a lor a fost atât de evidentă încât nu se pot îndoi de ea, atunci își revin treptat din durere și merg mai departe. Dar ei nu se ocupă de recidiva care a făcut să apară, de fapt, îndoiala. Doar s-au asigurat că sunt sfințiți, și deci totul trebuie să fie în regulă, când, în realitate, Duhul se tot luptă cu ceva din viețile lor. Prea mulți oameni se bazează pe presupunerea că dacă pot spune în mod cinstit că sunt sfințiți sau umpluți cu Duhul, atunci nu mai poate exista nimic în viața lor de care mai trebuie să se ocupe Duhul. Și aceasta este o greșeală fatală. Ea are drept consecință ascunderea în spatele unei experiențe trecute, în locul confruntării cu pornirile aflate în conflict cu Duhul. Și eu are cineva care în momentele lui de sinceritate să nu recunoască că, deși a trecut printr-o experiență de criză autentică, încă mai poate da curs unor porniri care îl nemulțumesc pe Dumnezeu? Ce ar trebui să facă cineva cu acele porniri? Să le ducă direct la cruce. Imediat ce conștientizezi că ai coborât de pe cruce și ai fost înfrânt, oricât de puțin, în loc să încerci să-ți dovedești că ești sfințit și, prin urmare, într-o stare potrivită, acceptă că poți fi umplut cu Duhul și, cu toate acestea, să existe un lucru în tine care nu este bun. Duhul are un conflict cu tine. Ai recăzut în carnea vieții Eului tău. Realizează faptul că ai coborât de pe cruce și dute-te înapoi la cruce. Renunță la drepturile tale dacă pentru ele lupți. Renunță la resentimente, la autocompătimire sau la salvarea sinelui tău. Mori față de lucrul care te-a făcut să cobori de pe cruce și te vei vedea din nou biruitor. Crucea și autoritatea Cum te întorci pe cruce? Prin mărturisire și restituire. Dovada că trăirea crizei a fost autentică nu e aceea că nu vei mai cădea niciodată sub nivelul tău cel mai bun. Ci că atunci când îți descoperi eșecul, de îndată ce Duhul te mustră pentru înfrângerea ta, ești gata să te smerești, să-ți recunoști slăbiciunea, greșeala sau păcatul și să-ți accepti vina. Dacă mai sunt implicați și alții, cere iertare și îndreaptă lucrurile când e cazul. Pe măsură ce îți faci un obicei din aceasta, tu te vei bucura de o victorie crescând asupra slăbiciunilor tale, iar înfrângerile vor fi mai rare. După părerea unor lideri spirituale, o măsură mai mare a roadei Duhului poate fi chiar mai importantă decât darurile spectaculoase ale Duhului. Asta nu înseamnă că subestimăm importanța darurilor, dar absența roadei Duhului poate contracara sau anula binecuvântarea darurilor. A nu te preda crucii pentru lucrarea ei zilnică în viața ta, a refuza să trăiești o viață răstignită, poate fi fatal pentru eficacitatea fie a darurilor, fie a roadei. Refuzul de a coborâ de pe cruce reprezintă fundamentul exercitării puterii spirituale. Crucea este singurul loc al autorității. Niciun suflet nu se apropie de Dumnezeu fără să întâmpine împotrivire satanică. Toate puterile iadului sunt mobilizate ca să împiedice orice pas către Dumnezeu. Numai un suflet trezit și profund convins de păcat poate să învingă această împotrivire, dar atunci numai cu ajutorul Duhului. Dacă problema ta este protejarea peste măsură a propriilor drepturi, reține că singurul drept pe care îl are un suflet cu adevărat răstignit este dreptul de a renunța la drepturile lui. Moartea progresivă în capitolul 3 am făcut deja referire la observația lui George Watson privind moartea mai profundă a sinelui. Pentru unii aceasta poate părea o exprimare improprie. Dacă o persoană este moartă, oare poate ea să fie sau să devină și mai moartă? În lumea naturală a împărăției animale sau vegetale, această exprimare nu e validă. Dar în viața spirituală, moartea vieții carnale și a sinelui pare a fi progresivă. Creșterea în viața Duhului se obține pe socoteala cărnii sau a vieții sufletești. O criză și un proces În viața în Duhul se intră printr-o criză, o criză a morții și a învierii, dar se continuă ca un proces în care are loc o experimentare din ce în ce mai profundă a unirii cu moartea lui Hristos. Auzim foarte puțin despre o criză a morții față de sine și față de lume ca fiind indispensabilă intrării în viața Duhului. Auzim, în schimb, vorbindu-se mult despre cât de simplu este să fii mântuit sau umplut cu Duhul. Este o fărâmă de adevăr și în aceasta, dar e numai un aspect. Este ușor când acceptăm crucea și de bună voie consimțim să murim. Fiecare moarte mai profundă duce la o înviere mai glorioasă, dar din câte știu, Iisus n-a ascuns niciodată prețul uceniciei, ba chiar el i-a sfătuit pe oameni să-și facă socoteala. Amintiți-vă că el a stăruit asupra acestui lucru în Luca 14, 25 și 35. Primul cuvânt al Evangheliei Dr. Edwin Orr a remarcat că primul cuvânt al Evangheliei este pocăițivă. El a făcut un studiu pe câteva grupuri, întrebând subiecții care era din punctul lor de vedere primul cuvânt al Evangheliei. Nu mulți au știut răspunsul. Este ușor să-L accept pe Hristos și să fii mântuit după pocăință sinceră, dar nimeni nu poate fi mântuit fără ea. Isus este autoritatea pentru aceasta. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Luca 13,3 Chiar Isus a fost cel care a spus că este bucurie printre îngeri când un păcătos se pocăiește. Pocăința a fost primul cuvânt al Evangheliei vestit de Ioan Botezătorul. Cărturarilor și fariseilor el le-a spus, Pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Pocăința a fost primul cuvânt al apostolilor în ziua cinzecimii. În timpul predicii lui Petru, când mulțimea a întrebat fraților ce să facem, primul răspuns al lui Petru a fost, pocăiți -vă. Fapte 2 cu 38 Pocăință și restituire Ce vrea să spună Biblia prin termenul pocăință? Probabil că cea mai cunoscută definiție este întoarcere. Sună foarte simplu, dar nu este atât de ușor pe cât pare. Pentru că pocăința presupune mai întâi de toate o convingere de păcat. În faptele apostolilor 2 cu 37, în timp ce Petru propovăduia cuvântul, se spune că oamenii au fost răpunși în inimă. Convingerea reală de păcat aduce cu sine un simțământ al condamnării. Păcătosul convins simte că se află sub judecata lui Dumnezeu și că este în pericolul pedepsei veșnice. Convingerea reală de păcat este urmată de părere de rău față de păcat, de mărturisirea păcatului, de renunțarea la păcat și de restituire pentru păcate. Restituire înseamnă a îndrepta pe cât posibil relele făcute altora în trecut. Dacă cineva nu este dispus să facă acest lucru, se pune un semn de întrebare cu privire la sinceritatea și autenticitatea pocăinței lui. E puțin probabil ca o credință salvatoare să poată fi exercitată fără o pocăință autentică. Când pocăința e de plină și completă, credința pentru iertare și mântuire vine ușor, aproape automat. Eu consider că are loc totodată și o pregătire pentru primirea vieții Duhului, deși nu toată lumea crede aceasta. Uneori această pregătire e numită consacrare sau predare, Înainte era denumită moarte, moarte față de întreaga viața a cărnii și a sinelui. Destul de bolnav ca să mori Ca să intre în viața Duhului, omul trebuie să devină suficient de dezgustat de această viață veche a sinelui ca să moară cu adevărat. Există o cântare veche despre consacrare, pe aripile căreia mulți căutători, în anii de demult, au fost purtați pentru a intra în plinătatea binecuvântării. A fost aproape uitată și pierdută de cei credincioși. Iată această cântare. O Dumnezeule, inima mi-a tânjește după Tine, lasă-mă să mor, lasă-mă să mor. Sufletul de grabă eliberează-mi, lasă-mă să mor. Toate nimicurile pământului fără de preț sunt acum pentru mine. Mântuitorul meu mă cheamă, eu de îndată plec. Lasă-mă să mor. Doamne, față de bajocuri și insulte să mor. Lasă-mă să mor. Lasă-mă să mor. Să fiu eliberat de frici înrobitoare. Lasă-mă să mor. Față de lume și ale ei laude, Față de toate obiceiurile, moda și legile ei, față de cei care urăsc cu mii la cruce, lasă-mă să mor. Când sunt mort, atunci, pentru tine, Doamne, eu voi trăi, eu voi trăi. Viața mea, puterea mea, tot ce mi aparține, ție-ți voi da, ție-ți voi da. Atât de mort, că nicio dorință să nu răsară, care bună, măreață sau înțeleaptă să pară, în ochii altcuiva decât ai Mântuitorului meu lasă-mă să mor, lasă-mă să mor. Crucea, atât înlocuitoare cât și reprezentativă. Este adevărat că Hristos a făcut deja totul pentru noi. Este adevărat că El a plătit totul. Dar crucea nu este doar înlocuitoare, ci este și reprezentativă. În viața inițială în Hristos se intră printr-o cale a morții și aceasta nu este ușoară. Nu știți că toți, câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Romani 6:3. În viața în Duhul, numită uneori sfințire, se intră tot printr-o cale a morții. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robe ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Romani 6:6 și 7 adică este liber să trăiască o viață de sfințenie, așa cum se sugerează în versetul 18, ci chiar prin faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robe ai dreptății. 6. Păcatul, atât un fapt, cât și o predispoziție Majoritatea teologilor consideră păcatul atât un fapt, cât și o predispoziție. Păcatul, ca fapt, poate fi și este iertat prin îndreptățire și naștere din nou. De vreme ce te-ai născut cu o predispoziție de a păcătui, psalmul 51 cu 5, de care nu ești responsabil, aceasta nu poate fi iertată, ci trebuie să fie curățită. Mulți teologi susțin că această curățire începe în momentul umplării cu Duhul, numită uneori sfințire. Dar sfințirea care începe printr-o experiență de criză este de asemenea progresivă. Aici intervine moartea mai profundă a sinelui, în Efesen 5 cu 18, Pavel ne îndeamnă nu numai să fim umpluți cu Duhul, ci și să continuăm să fim umpluți. Alexander McLaren spune că pe tot parcursul căi către sfințenia crescândă sau către asemănarea cu Hristos, va trebui să înălțăm altare pe care să moară viața cărnii și a sinelui. El subliniază faptul că drumul către frumusețile spirituale mai înalte va fi pătat cu urmele de pași însângerați a iubirii de sine rănite calea către viață. Nimic din toate acestea nu sună prea ușor. Moartea nu este un subiect plăcut, dar când condițiile sunt îndeplinite, ea este urmată întotdeauna de înviere. Pe tărâmul spiritual, ca și pe cel natural, Ioan 12 24, moartea este calea către viață. Este important să accentuăm că moartea este o condiție indispensabilă umplerii cu Duhul, Concentrându-ne asupra ei, am putea fi acuzați că suntem prea sumbri. Dar oare să nu fie vorba de nicio condiție pentru umplerea Duhului? Nu e nicio pregătire de făcut? Întrucât Duhul se primește prin credință, ca și mântuirea, să nu existe nicio condiție pentru exercitarea credinței? Există și vreo altă pregătire, cum ar fi consacrarea totală, moartea față de lume, renunțarea la propriile dorințe, planuri și ambiții și o dedicare totală a întregii ființe numai Domnului Isus Hristos și slujirii Lui, acum și pentru eternitate? O luptă impresionantă Deși aproape că nu există referințe scripturale detaliate privind o perioadă de pregătire în vederea umplerii Duhului, totuși Duhul n-a fost niciodată dat decât acolo unde înainte avusese loc o pregătire spirituală corespunzătoare care a mulțumit pe deplin inima lui Dumnezeu. Faptul că Duhul a venit este dovada convingătoare a acestui lucru. Nu cunoaștem cât de lung sau de scurt a fost procesul, nici diferitele lui etape prin care primii ucenici au ajuns la starea de consacrare și predare totală. În privința acestui subiect, scriptura tace. Dar pune cineva la îndoială faptul că, înaintea coborârii Duhului Sfânt și a locuirii lui în inimile credincioșilor, n-au fost îndeplinite anumite condiții indispensabile? Este oare posibil ca duhul să vină și să umple pe oricine, indiferent de starea lui lăuntrică, morală sau spirituală? Va umple oare duhul un vas care nu este gol? Dacă răspunsul la această întrebare e negativ, atunci următoarea întrebare logică este: Care sunt condițiile indispensabile credinței care aduc revărsarea, respectiv umplerea cu duhul? Se înțelege că singurii candidați pentru umplerea cu Duhul sunt cei care au fost născuți din nou și care umblă în toată lumina pe care au primit-o. Ioan 14, 16 și 17 Isus a spus că lumea, adică cei necredincioși, nu poate primi Duhul. Atunci ce pregătire spirituală este necesară pentru credinciosul care caută să fie umplut cu Duhul? Unii au mărturisit că au trăit această experiență a umplerii numai după o lungă perioadă de căutare, caracterizată printr-o tânjire deosebită, o foame a inimii și o consacrare extinsă, a tot cuprinzătoare și clară. În așa numită mișcare a Sfințeniei, un accent deosebit a fost pus pe acest fel de consacrare. Oswald Chambers spune că în Sfințire, sufletul regenerat abandonează în mod voit drepturile asupra lui însuși în mâinile lui Isus Hristos. El mai spune, nimeni nu intră în experiența sfințirii de pline fără a trece printr-o înmormântare albă, îngroparea vieții vechi. Dacă n-a existat niciodată acea criză a morții, sfințirea nu e nimic mai mult decât o închipuire. Și el întreabă, ai ajuns tu cu adevărat la ultimele tale zile? Moartea înseamnă a înceta să mai existi. Aici Chambers se gândește la eul căzut, la sinele sau viața sufletească, numit uneori carnea. Auzim câteodată spunându-se că este foarte ușor să fii umplut cu Duhul. Se spune că tot ce trebuie să facem este doar să credem și să primim. Dar Chambers insistă. El spune, Înaintea sfințirii are loc întotdeauna o luptă impresionantă. Întotdeauna este ceva care generează resentimente împotriva cerințelor lui Isus Hristos. Isus a spus, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, să se lepede de sine, adică să renunțe la dreptul asupra lui însuși. Nu ești cu adevărat consacrat până când nu ești dispus să renunți la independența ta și să-ți refuzi dreptul la independență. Chiar și partea bună a cărnii trebuie să moară. Prin nașterea ta din nou ai murit față de păcat ca faptă, adică te-ai pocăit și ai renunțat la toate faptele tale păcătoase voite, premeditate. Dacă n-ai renunțat, atunci nașterea ta din nou este îndoielnică. Prin sfințire sau prin umplerea cu Duhul, tu mor față de viața ta carnală. Nu e vorba de a renunța la răbuvniri de păcat, ci de a renunța la dreptul asupra propriei persoane, chiar asupra cele mai bune părți a cărnii tale. Pentru cei mai mulți dintre noi nu este ceva ușor. Există un act inițial al morții prin care omul își dă consimțământul ca toată viața cărnii și a sinelui să fie țintuită pe cruce. Este un act tot cuprinzător care cuprinde tot viitorul, atât viața de pe pământ cât și veșnicia. Și oricât de straniu ar părea, acesta este un lucru progresiv. Așa cum spune dr. Watson, există o moarte mai profundă față de sine. Cel puțin sunt domenii tot mai multe din ființa omului unde trebuie să se experimenteze moartea pe cruce. Și pe măsură ce fiecare domeniu nou al vieții sine lui iese la ivială, ispita este să refuzăm chemarea Duhului de a lăsa să moară și să coborâm de pe cruce. Capitolul 7 Sfințenia adevărată, un echilibru între experiență și morală. Oricât de binecuvântată și de glorioasă, de reală și de hotărătoare ar fi criza sfințirii, Dumnezeu n-a terminat cu noi când am trecut acest prag. Sfințirea este mai mult decât o binecuvântare, ea este o persoană, o persoană care ne înlocuiește euul propriu. Nu doresc să minimalizez latura experimentării sfințirii. Mă îndoiesc de autenticitatea unei experiențe a sfințirii care nu conduce la o răscolire puternică a emoțiilor numită mărturia Duhului. Însă primordial este conținutul moral și nu emoțional al oricărei experiențe religioase. Dovada reală a unei stări sfințite de har nu este extazul emoțional sau manifestarea emoțională, ci descentralizarea eului. Voința proprie este nuanța de bază a oricărui păcat. Trăirea pentru sine este esența nesfințirii. Lucifer a devenit Satan prin voință proprie. Îți poți dezvolta capacitatea de a manifesta un anumit tip de emoționalism religios fără a crește în har. Crești în har numai atunci când crești în blândețe, smerenie, predare, zdrobire și dăruire de sine. Sfințenia și promovarea sinelui. Promovarea sinelui este incompatibilă cu sfințenia adevărată. O sfințenie sporită înseamnă o sensibilitate din ce în ce mai mare la păcat, o sensibilizare sporită a conștiinței, o respingere din ce în ce mai mare a promovării și a glorificării sinelui. Când unul din băieții noștri era mai tânăr, pleca uneori în vizită pentru două sau trei zile, și pe când era plecat, potrivit standardului unor oameni, el creștea în har într-un chip minunat. Era foarte mulțumit de el însuși, și dacă ar fi fost întrebat, probabil că ar fi spus că el crește în Har. Se întorcea acasă în aceasta refericită, dar nu dura mult. Când trebuia să se supună din nou disciplinei de acasă, de care era lipsit cât era plecat, el imediat cădea, și uneori aveam de-a face cu o perioadă furtunoasă de rebeliune. Oare chiar cădea? Nu cred. Din cauza refuzului său de a se supune lin disciplinei atunci când se întorcea acasă, rebeliunea lui deschisă împotriva autorității familiale dovedea că el nu crescuse deloc în har. El crescuse de fapt în eul lui. Fusese răsfățat. Când îi întrebam pe prietenii noștri, s-a purtat așa și cu voi, ei răspundeau, nu, cu noi a fost drăguț. Cred că a prins tâlcul, el doar părea să fi crescut în har pentru că nimic n-a stat de-a curmezișul voinței lui. Tot cântatul lui, strigătele și manifestările lui de spiritualitate profundă nu însemnau nimic altceva decât că-și urma propria voință. Și o spun din nou, dacă nu crești în smerenie, în supunere față de disciplina împrejurărilor în care te-a pus Dumnezeu, atunci nu crești în har, nu contează cum par tu ca ai fi nu ai profunzime spirituală, indiferent cum pretinzi că ai avea. Adevărata sfințenie este un echilibru între teorie și practică. Nu vă înșelați, nu poate fi vorba de o descentralizare a Euului reală și, prin urmare, nici de o profunzime a sfințeniei atâta timp cât căutăm să ne fabricăm propriile circumstanțe în loc să le acceptăm pe cele prezente ca venind de la Dumnezeu. Refuzul de a accepta disciplina circumstanțelor în care ne-a plasat Dumnezeu este dovada acțiunii propriului eu. Orice profunzime reală a Sfințeniei pune capăt acestui lucru pentru că îl pune pe Hristos în locul sinelui. Dacă simțămintele tale religioase te fac mai agreabil, mai binevoitor, mai smerit și mai supus, mai puțin concentrat asupra propriei tale persoane și mai zdrobit, atunci e bine. Dacă nu, probabil că în mare parte este o evadare afectivă, ceva prin care eviți să te confrunți cu sinele tău real și să permiți crucii să se ocupe de el. În cazul sfințeniei adevărate, între experiență și morală, este un echilibru. Sfințenia nu este corectitudine teologică. Un alt lucru în spatele căruia se poate ascunde multă stricăciune carnală este o teologie standard un tradiționalism teologic pe care mulți oameni îl pun în locul esenței reale a sfințeniei, care este smerenia, supunerea, zdrobirea, absența apărării de sine și a egoismului. Este posibil să fii corect din perspectiva învățăturii general acceptate a sfințeniei, în timp ce tolerezi în viața proprie toate semnele unei voințe proprii nezdrobite. Nimeni nu poate experimenta o criză a sfințeniei reală până ce voința proprie n-a fost zdrobită. Și nimeni nu poate continua să experimenteze viața umplută de Duhul dacă refuză să se supună constant lucrării de zdrobire a crucii. Teologia ta poate fi foarte corectă. Experiența ta inițială poate să fi fost autentică. Și totuși, lucruri precum încăpățânarea, răzvrătirea, încrederea în sine, vor întuneca și vor mânji aurul pur al Sfințeniei adevărate. Există un singur loc al Sfințeniei adevărate și acesta este pe cruce. Ca să experimentezi criza Sfințirii, trebuie să supui omul cel vechi al păcatului răstignirii reale și practice împreună cu Hristos. Ca să păstrezi binecuvântarea, trebuie să stii pe cruce omul cel vechi al păcatului. Ori de câte ori accepti ca viața veche a cărnii și a sinelui să coboare de pe cruce, lucrarea de sfințire se oprește instantaneu în viața ta. Cineva spunea: Pe cruce sunt ori eu, ori Hristos. Ori de câte ori eu cobor, El urcă din nou. Vederile teologice corecte sunt bune, dar în toată sfințenia adevărată trebuie să existe un echilibru între corectitudinea teologică și practica reală. Un echilibru între criză și proces. În sfințenia adevărată trebuie să existe un echilibru între criza și procesul lucrării progresive de sfințire. Fără criză nu poate fi niciun proces de sfințire. Dacă nu este înțeleasă în mod clar, oamenii nu vor ști cum să intre în criza sfințirii. Însă atunci când criza devine un substitut al lucrării progresive a Duhului, se deschide ușa pentru un potop de rele și de lipsuri care zădărnicesc întregul obiectiv al sfințeniei. Orice învățătură care conduce la pasivitate este un blestem. În multe cazuri, învățătura sfințirii a fost o binecuvântare de nespus – în altele, i-a avut o valoare îndoielnică, pentru că n-a reușit să dea naștere la inițiativă și progres spiritual, ci la complacerea într-o stare pasivă de har. Detronarea sinelui. Prea mult am tolerat ideea că după ce am trecut de criza sfințirii, înseamnă că am ajuns la țintă și toată sau aproape toată străduința aprigă a încetat. Unul din motivele pentru care oamenii se opun accentului pus pe faza progresivă a sfințirii este acela că un asemenea lucru nu le oferă absolut nicio scuză de a se statornici într-o atitudine pasivă, oricum nu mai mult decât le oferă proaspeților convertiți. Mulți cred că atunci când au fost sfințiți sau umpluți cu Duhul Sfânt au terminat cu asta. Când descoperă că de fapt n-au ajuns la țintă, Că în Sfințenie adevărată nu e loc de oprire, și că pe măsură ce Dumnezeu le dă noi revelații despre viața sinelui lor, ei trebuie să se supună lucrării crucii, ei bine, atunci ei se revoltă și se împotrivesc în mod fățiș. Însă, orice învățătură care te face să te simți confortabil într-o stare spirituală de pasivitate nu este, după părerea mea, Sfințenie scripturală. Sufletul cu adevărat sfânt nu își slujește propriilor interese. Sufletul care este cu adevărat eliberat de sine nu are niciun interes propriu căruia să-i slujească. Nu are drepturi sau privilegii pe care să le apere. Un astfel de om este complet eliberat de sensibilitate exagerată și este prompt în a-și preda crucii natura lui sensibilă. Orice este primit cu bucurie, chiar închisoare și moarte, dacă acestea îl glorifică pe Hristos. Nici nu are sens să vorbim despre a fi gata să murim pentru Hristos atâta timp când noi refuzăm să ne supunem crucii, când ea ne amenință cu moartea viața sinelui în diversele și nesfârșitele situații ale vieții de zi cu zi. Sufletul care este cu adevărat detronat acceptă tot ceea ce îi se întâmplă, durere sau suferință, dezamăgire sau dispreț, neînțelegere sau răstălmăcire a spuselor lui, ca pe un prilej de a muri mai profund față de eul dominator, care contestă autoritatea exclusivă a lui Hristos asupra Lui. Singura întrebare pe care Sufletul cu adevărat supus o va pune nu este cum îmi va afecta acest lucru interesele mele, ci cum va afecta aceasta, gloria lui Hristos. Sentimentele mele, privilegiile mele, confortul meu, gusturile mele, nimic din toate acestea nu contează. Tot ceea ce contează este ca Hristos să fie slăvit, fie prin viață, ori prin moarte. Într-o lume confruntată cu acest sentiment puternic al fricii, creștinii sunt chemați să iasă din ascunzătoarea dragostei de sine și să se dăruiască, chiar prin jerfirea supremă, lui Hristos. Prin jerfă supremă, creștinul poate face mai mult pentru Hristos decât prin viață. Suntem îndemnați azi, în vremuri de mari tulburări și temeri, să ieșim din închisoarea fricii și a dragostei de sine și să ne dăruim lui Hristos trăind sau murind. Capitolul 8. Glorificarea martirajului Detronarea eului atinge apogeul în acceptarea morții fizice efective a martirajului ca pe o oportunitate de a slăvi pe Dumnezeu. Când vorbea despre câștigul morții, Pavel se referea în mod sigur la câștigul de a fi cu Domnul, Totuși, contextul dinainte arată că acesta nu era singurul câștig la care se gândea, pentru că întregul conținut al Scripturii susține adevărul că moartea poate uneori să slujească scopurilor lui Dumnezeu chiar mai bine decât viața. Nu sunt pe deplin pregătit să-i slujesc lui Dumnezeu până când nu sunt gata, nu doar să renunț la viața sinea lui meu, ci la fel de grabnic și la viața mea fizică. Cei mai mulți dintre noi considerăm că trebuie să trăim ca să slujim scopurilor lui Dumnezeu, deși moartea în slujba propriei țări sau a umanității este întotdeauna încurajată și onorată. Moartea eroică a celor 600 a fost imortalizată în poemul lui Tennyson, Atacul Cavaleriei Ușoare. Ce inimă tânără n-a fost înfiorată de povestea lui Horatiu de la Tibru și de glorificarea romană a morții lui pentru patrie, Iată-l pe patriotul elvețian, Arnold von Winkleried, care a adunat în propriul piept sulițele liniilor inamice, deschizând un culoar într-o falangă altfel solidă, prin care patrioții lui au atacat. În felul acesta, el a deschis calea pentru libertatea și independența patriei sale. Venind în timpuri mai moderne, găsim glorificarea morții în poeme ca În câmpiile Flandrei din primul război mondial și, în fine, în al doilea război mondial, Înălțarea nemuritoare a steagului de la Ivojima. Jima. Acestea sunt doar câteva exemple în care omul glorifică moartea pentru cauza patriotismului și a umanității. Suntem dispensabili. Expresia aceasta este titlul unei cărți scrise de un corespondent de război. El descrie eroismul uimitor și jerfa de sine a trupelor pregătite să fie vârful de lance al operațiunilor noastre militare din cel de-al doilea război mondial. Este descrisă cu elocvență povestea atacurilor trupelor speciale, a invaziilor parașutiștilor și a atacurilor avangardei, în care un risc calculat al morții sigure era acceptat fără ezitare, cu o totală liniște, voință și hotărâre. Înainte ca băieții noștri să ajungă la un obiectiv, adesea știau că nu se vor mai întoarce niciodată, dar se duceau oricum pentru că ei erau dispensabili. Gândiți-vă la curajul și la devotamentul față de o cauză care l-au inspirat pe un tânăr soldat talentat din primul război mondial să scrie aceste rânduri. Cităm: Am întâlnire cu moartea la o baricadă disputată, când primăvara, cu umbra tremătând, se întoarce și flori de măr înmirezmează văzduhul. Eu am întâlnire cu moartea, când primăvara revine cu zile frumoase și senine. Poate că de mână mă va lua, ducându-mă în ținutul ei întunecat, și ochii mei va închide, respirația mi-o va stinge. Poate că totuși o voi ocoli. Am întâlnire cu moartea, pe vreo coastă abruptă sau pe vreun deal bătătorit, când primăvara va veni din nou, și vor răsări primele flori pe pajiști. Dumnezeu știe de-o fi mai bine să fii adânc culcat în mătase și înmiresmat în pământ, unde iubirea palpită într-un somn fericit, freamăt lângă freamăt și suflu lângă suflu, unde trezirile tăcute sunt iubite. Dar eu am întâlnire cu moartea, la miezul nopții într-un oraș în flăcări, când primăvara va veni din nou spre apus. Și eu, cuvântului promis, sunt credincios, nu voi lipsi de la acea întâlnire. Citat închis. Autorul, Alan Seeger, a fost un tânăr poet care se remarcase la Harvard. În Paris, odată cu izbucnirea primului război mondial, cu mult înainte ca țara lui să intre în război, el s-a alăturat legiunii străine franceze. Acest poem, plin de un patos fâșietor, descoperă emoțiile contradictorii lăuntrice ale unui tânăr care iubea viața, care savura vibrațiile primăverii, prețuia în mod pasionat frumusețea livezii și a pășunii din timpul primăverii, când totul prinde viață. Un tânăr de o sensibilitate rafinată și cultivată, care cunoscuse confortul și luxul și care simțise fiorul romantismului și al dragostei. Poemul exprimă premoniția pe care Alan Siger a avut-o înainte de a debușa la atac. Dar el s-a dus oricum, pentru că știa că era dispensabil. A căzut la datorie și trupul lui neînsuflețit a fost ridicat mai târziu de pe câmpul de luptă. Ce l-a determinat pe acest tânăr sclipitor să se jerfească pe sine în așa fel? Este ceea ce numim patriotism. A fost același spirit care i-a pus în mișcare pe cei 600 de viteji al lui Tennyson. Cu toate că știau că ordinul de a ataca era o gafă, cu toate că știau că mergeau la moarte sigură, totuși, cităm, nu era treaba lor să comenteze, nu era treaba lor să se întrebe de ce, treaba lor era doar să facă și să moară. Pentru că erau dispensabili. Patrioții știu că sunt dispensabili. Mulți creștini nu sunt. În timpul ultimului război, reverendul E.A. Burroughs se referea la patriotism ca la o religie care face ceea ce spune creștinismul, o religie care e mai creștină decât creștinismul însuși, așa cum a ajuns secolul 20 să-l considere. Cum a putut un om să facă o astfel de afirmație? Care să fie temeiul ei? Pur și simplu pentru că principiul central al creștinismului este jerfirea de sine. Și lumea vede în sacrificiul de sine uitarea de sine, dedicarea până la moarte a soldaților și a patrioților un exemplu mai adevărat al principiului central al creștinismului decât vede, cu puține excepții, în adepții declarația lui Hristos. Cu alte cuvinte, patrioții au arătat o disponibilitate mai mare de a muri pentru patrie decât arătă mulți dintre noi de a muri pentru Hristos. Patrioții știu că sunt dispensabili, însă puțini creștini sunt așa. Totuși, începând de la cruce, moartea față de dragoste sau de confort, dragostea de familie, dragostea de viața însă și este principiul central al creștinismului. Însă noi am cedat patrioților acest principiu central al creștinismului. De aceea națiunile își idolatrizează eroi de război, pentru că oamenii recunosc instinctiv calitatea divină a jerfei de sine, a faptului de a nu-ți iubi viața chiar până la moarte, a faptului de a fi dispensabil. Comuniștii sunt dispensabili. Mulți creștini nu sunt. Dar noi n-am cedat acest principiu care mișcă lumea doar patriotismului. Noi l-am cedat și comunismului. Maurice Thorez, un lider fondator al Partidului Comunist din Franța, a spus, în timpul unui discurs de 5 ore la un congres comunist din Paris. Că este indignat de pasivitatea de necrezută a multor lideri comuniști, și apoi a făcut această afirmație șocantă. Sângele martirilor aduce cea mai rapidă recoltă. E ciudat ca un comunist să folosească principiul crucii ca să promoveze comunismul. Comuniștii sunt dispensabili. Prin folosirea principiului central al creștinismului, comunismul amenință să înghită întreaga lume. Noi, ucenicii Domnului Isus Hristos, predicăm crucea, dar patrioții și comuniștii o practică. Și în această privință ei pot fi priviți ca fiind mai creștini decât mulți dintre noi. Biserica se poate salva pe ea însăși numai dacă pune în practică acest principiu al crucii mai mult decât o fac adversarii ei. Se zice că un comunist a spus următoarele: În calitatea mea de comunist, eu nu-mi aparțin. Sunt gata să-mi sacrific slujba, casa, soția, familia și chiar viața dacă sunt chemat să fac aceasta. Sunt dispensabil. Iată un om care, de dragul unei ideologii politice ateiste, acceptă principiul crucii fără a primi nimic în schimb decât șansa de a muri, în timp ce milioane dintre cei ce mărturisesc că sunt creștini evită principiul crucii. Patrioții și comuniștii, pentru țelurile lor înguste și mai puțin onorabile, îmbrățișează cu bucurie principiul crucii, pe când marea masă a bisericii caută să locolească. Permiteți-mi să vă amintesc de cuvintele lui Marshal Foc. Bătăliile sunt câștigate învățându-i pe soldați cum să moară, nu cum să evite moartea. Nici bătăliile crucii nu sunt câștigate într-un alt mod. Dacă astăzi nu putem crea un tip de disciplină comparabilă cel puțin cu cea a patriotului sau comunistului, mai merităm noi oare să supraviețuim? Pregătindu-se să traverseze Alpii, Napoleon s-a adresat soldaților săi spunându-le Ați câștigat bătălii fără artilerie, ați trecut peste râuri fără poduri, ați executat marșuri forțate de sculți, v-ați adăpostit în tabără fără băutură tare și adesea fără pâine. Vă mulțumesc pentru perseverența arătată, dar, soldați, n-ați făcut nimic, pentru că mai rămâne mult de făcut. Iată cum le vorbea Napoleon oamenilor lui, și ei se regrupau la chemarea lui de lider, dar unul mai mare ca Napoleon ne cheamă astăzi. Garibaldi, eliberatorul Italiei, a spus: Părăsesc Roma, nu ofer nici plată, nici locuință, nici hrană ofer foame, sete, marșuri forțate, bătălii, moarte. Cel care și iubește țara cu inima și nu doar cu buzele să mă urmeze. Dar unul mai mare decât Garibaldi vorbește astăzi. Creștinismul a pierdut nota de eroism. Ce s-a ales de nota de eroism din creștinismul modern? În timp ce lumea glorifică moartea pentru cauze patriotice sau umanitare, în timp ce lumea îi imortalizează ca eroi pe mulți care se oferă ca voluntar să moară, biserica se complace în criticarea celor care manifestă o dăruire similară față de Hristos, întrebând cinic, la fel ca Iuda, ce rost are risipa aceasta. Apostolul spune în mod clar că a muri este un câștig. Filipeni 1,21 a fost moartea lui Ștefan un câștig? Așa cum a remarcat cineva, Ștefan a murit și prin moartea lui Hristos l-a câștigat pe marele lui apostol. Ștefan n-ar fi putut face niciodată ceea ce a făcut apostolul Pavel. Probabil cu o sută sau chiar o mie de Ștefani n-ar fi putut realiza ceea ce Dumnezeu a făcut prin Pavel. Însă Ștefan a putut muri și a dat lui Dumnezeu șansa să-l câștige pe marele lui apostol. Orice student de istorie biblică știe că numai un singur apostol a murit de moarte naturală, că sângele martirilor este sămânța bisericii. A fost moartea lui Hristos o risipă? Marele exemplu al câștigului morții este moartea Domnului nostru Isus Hristos. Toate argumentele în favoarea autoconservării s-ar fi putut avansa pentru scăparea de la moartea lui Hristos. În mod indiscutabil, ucenicilor și prietenilor le-a părut a fi o risipă absurdă a unei vieți prețioase când Isus a murit atât de tânăr și de o moarte atât de rușinoasă. Putem fi siguri că în timp ce el zăcea în mormânt, prietenii lui discutau despre ce pierdere mare era pentru lume moartea lui. Poate se gândeau că el fusese imprudent și nechipzuit, jerfiindu și aproape inutil viața. După rațiunea omenească, dacă Isus și-ar fi salvat viața de cruce, ar fi putut trăi până la o vârstă înaintată, având toți anii la fel de frumoși ca cei trei sau patru ani ai lucrării lui. Dar atunci n-ar mai fi fost o cruce înălțată care să-i atragă pe oameni prin puterea extraordinară a dragostei. Nu s-ar mai fi deschis un izvor la care milioane de oameni căiți să poată veni cu viețile lor murdărite ca să afle curățire. N-ar mai fi existat ispășire pentru viața umană, n-ar fi avut loc gustarea morții pentru toți oamenii, n-ar mai fi fost jerfă pentru păcatul lumii, n-ar fi fost un mormânt deschis care să proclame biruința supra morții și nici viață veșnică pentru toți cei care cred. Hristos și-a pierdut viața, dar ea a devenit sămânța speranței și a bucuriei lumii. În cazul lui, cu adevărat, moartea a fost un câștig. Legea vieții Calvarul este modelul suprem și sublim al lui Dumnezeu pentru noi toți. El conține legea vieții pentru noi toți. A muri este un câștig. Cine își iubește viața o va pierde, și cine își urește viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Ioan 12 cu 25. Moarte în viață sau viață prin moarte? Lumea glorifică moartea ca sacrificiu. Îndrăznim noi să facem mai puțin? În analele istoriei umanității, în poezie și artă, să mori pentru patrie înseamnă să te acoperi de glorie. În al doilea război mondial în Germania, a muri pentru Hitler însemna să te acoperi de glorie. În Japonia, să mori pentru împărat însemna să te acoperi de glorie. Astăzi în Rusia să mor pentru mama Rusie înseamnă să te acoperi de glorie. Este Hristos mai puțin vrednic decât Hitler? Este Hristos mai puțin vrednic decât împăratul Japoniei? Este Hristos mai puțin vrednic decât mama Rusie? Este împărăția lui Dumnezeu mai puțin vrednică decât tronurile și împărățiile omenești? Norman Grub ne povestește că în primele secole ale bisericii, când creștinii se confruntau cu amenințarea constantă a martirajului, bătrânilor bisericii li se punea următoarea întrebare înainte ca mâinile consacrării să fie puse peste ei. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? La care ei răspundeau, îmi asum biciuiri, închisoare, torturi, ocări, necazuri, lovituri, restriște și toate ispitirile lumii pe care Domnul și Mântuitorul nostru, precum și Sfânta Biserică Apostolică Universală, și le-au asumat. Oricine va alege același destin ca acela lui Hristos, va trebui să meargă pe aceeași cale pe care a mers el. Este o lege universală veșnică. Este ori viață prin moarte, ori moarte prin viață. Căutarea interesului propriu înseamnă autodistrugere. Aceasta a fost atestată ca legea Universului în Filipen 2, 6 cu 11. Aceasta a fost atestată ca lege a Universului în Filipen 2, de la 6 la 11. El, Isus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. Aleluia! într-adevăr, crucea este tronul Universului. 9. Ca unii care murim și iată că trăim. Nu că am și câștigat. Filipen 3 cu 12. Unul dintre cei mai mari inamici ai progresului este satisfacția, mulțumirea cu obiectivele deja atinse, cu realizările deja câștigate, unul din lucrurile care cred că întristează inima lui Dumnezeu aproape mai mult decât orice este ușurința cu care noi suntem satisfăcuți în lucrurile spirituale. Una dintre cele mai mari piedici în avansarea împărăției lui Dumnezeu este tendința de a considera realizările noastre spirituale prezente drept finale și de a înceta orice explorare spirituală suplimentară. Nu este bine să fii o persoană introvertită privind mereu în lăuntrul tău. Dar este și mai rău să fim atât de mulțumiți de noi înșine, încât să nu facem niciodată un inventar, temându-ne să privim în lăuntrul nostru. Necesitatea unui cel hotărât Înaintarea și creșterea încetează când ne pierdem spiritul de aventură. Viața creștină ideală este una de sete nepotolită, care nu se oprește niciodată sub foișorul mulțumirii spirituale, ci este întotdeauna atrasă de viziuni ale unor noi înălțimi de realizat spirituale. Unul din lucrurile care trebuie să mâhnească inima lui Dumnezeu este micimea obstacolelor cărora noi le permitem să ne oprească sau să ne abată de la calea fermității nobile. Începem un nou drum de străduință spirituală plin de energie și entuziasm dar ne ia foarte puțin până încetinim și uneori chiar renunțăm la noua noastră aventură. De îndată ce descoperim că atingerea noilor înălțimi spirituale necesită energie, hotărâre fermă, depășirea de obstacole, pierderea confortului și a plăcerilor, renunțarea la carne, prea adesea suntem gata să abandonăm treaba. Pe mormântul unui ghid alpin se află această inscripție. El a murit urcând. Sunt foarte conștient de lipsa mea în ceea ce privește caracteristicile mai blânde ale duhului și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să nu mai fiu așa de rigid în apărarea propriilor mele convingeri, în sforțarea mea pentru împlinirea spirituală și în eforturile mele de a stimula pe alții. Dar mai mult decât atât, mă rog ca atunci când îmi voi lăsa armura jos, să se poată spune cu adevărat despre mine, am murit urcând. Prețul înaintării spirituale cât de puțin sunt aceia dintre noi care sunt dispuși să plătească prețul înaintării spirituale. Oricând apare ceva care amenință cu durerea sau cu pierderea confortului vieții sinelui, mulți dintre noi se retrag și caută o cale mai ușoară. Evităm tot ceea ce ne aduce disconfort, tot ceea ce nu-i convine cărnii. O manifestare a acestei tendințe regăsite peste tot în jurul nostru este grămada de credincioși care aleargă de la o biserică la alta, de la o congregație la alta, nu pentru a-L căuta mai mult pe Dumnezeu, ci pentru că ei caută să scape de moartea vieții sinelui. Asemenea, oamenii ajung într-adevăr să petreacă mare parte din viețile lor încercând să găsească un loc de închinare unde eul lor spiritual poate să crească și să se înalțe, unde se simt mai confortabil din punct de vedere cultural și găsesc mai multă plăcere emoțională, dar ei fac aceasta cu prețul unei posibile înaintări spirituale. Adesea, ei confundă sentimentalismul superficial cu spiritualitatea profundă și se înșală singuri crezând că bucuria în închinare este scopul primordial. Înaintarea spirituală nu este rezultatul hrănirii vieții naturale a sinelui, nici măcar a vieții religioase a sinelui. Ci al aducerii acesteia la cruce. Provocarea Apostolului. Cât de înviorător este să-l auzi pe Marele Apostol mărturisindu-și lipsa, recunoscându-și nevoia și destăinuindu-și defectul. Nu că am și ajuns deja sau că aș fi deja desăvârșit. Desăvârșit referindu-se aici la desăvârșirea obținută la înviere. Dacă s-ar fi oprit acolo, n-ar mai fi fost nicio provocare dar el nu s-a oprit acolo. Dar fac un singur lucru. Și ce era acel ceva către care toate energiile lui Pavel erau concentrate? Era înaintarea spirituală. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Filipen 3, 13 și 14 Aici ni se face cunoscută metoda înaintării. Oamenii nezdrobiți sunt de puțin folos. Potrivit învățăturii Domnului nostru, putem obține maximum de la viața noastră pierzând-o. El spune că a ne pierde viața de dragul lui înseamnă a o salva. Există un sine josnic ce trebuie zdrobit, dar există și un sine mai înalt care trebuie ucis. Vasul de alabastru, așa prețios cum este, trebuie spart pentru ca parfumul să curgă liber și mireasma lui să umple casa. Strugurii trebuie zdrobiți înainte de a avea vin bun de băut. Grâul trebuie măcinat înainte de a deveni pâine care să-l hrănească pe cel înfometat. Grâul se bate, Isaia 28 cu 28. În viață este la fel. Oamenii neatinși, nezdrobiți, fără răni, sunt de puțin folos lui Dumnezeu, spune G.R. Miller. Până când nu vom înceta să trăim pentru sine, nu am început deloc să trăim. Numai în măsura în care legea jerfirii de sine devine un principiu fundamental, viața cuiva poate deveni pentru lume binecuvântarea ce a fost menită a fi. Într-una din cărțile lui, G.R. Miller ilustrează astfel acest principiu. În pădure este un stejar mare. Este frumos în măreția lui. Este plăcut la vedere. Răspândește o umbră binefăcătoare. Copiii se joacă sub ramurile lui, păsările cântă printre crengile lui. Într-o zi pădurarul vine cu toporul și copacul se înfioară din toate ramurile lui sub loviturile puternice. Sunt distrus, țipă el. Așa se și pare a se întâmpla în timp ce falnicul copac se prăbușește la pământ. Și copiii sunt triști pentru că nu se mai pot juca sub ramurile lui mari. Păsările se întristează pentru că nu-și mai pot face cuib în el și nici cânta vara prin frunzișul lui. Dar haide să urmărim povestea copacului. El este făcut scânduri și transformat într-o căsuță frumoasă, unde inimi omenești își găsesc un adăpost fericit. Sau este folosit pentru fabricarea unei orgi deosebite care conduce închinarea unei congregații. Pierderea vieții lui a însemnat salvarea ei. El moare ca să poată deveni cu adevărat foarte util. Platourile, cănile, farfurile și vasele pe care le folosim în casele și pe mesele noastre au zăcut odată pe pământ sub formă de lutoare care, tăcut și liniștit, dar nefăcând nimic bun care să-i slujească omului. Apoi au venit oamenii cu cazmalele și lutul a fost fără milă scos și aruncat într-un malaxor de mortar, pisat și măcinat, apoi presat pus într-un cuptor și ars și iar ars, până când în cele din urmă a ieșit într-o formă frumoasă, începându-și istoria utilității lui. A fost în mod vădit distrus ca să poată începe să fie de folos. Sunt multe ilustrări ale principiului că trebuie să murim ca să fim folositori, să fim cu adevărat o binecuvântare. Sămânța trebuie să moară ca să aducă roadă. Iată o poezie. Nu există câștig decât prin pierdere. Nu poți fi salvat decât printr-o cruce. Ca să se înmulțească bobul de grâu, trebuie să cadă pe pământ și să moară. Oriunde vezi câmpuri coapte, legănându-și înspre Dumnezeu mănunchiurile de aur, fii sigur că un bob de grâu a murit. Vreun suflet a fost acolo răstignit. Cineva s-a luptat, a plâns, s-a rugat și s-a bătut cu legiunile iadului neînfricat. Viața înlocuiește peste tot moartea, pe pământ, în mare și în cer. Și pentru ca trandafirul să-și împrăștie mireasma, ceva viu trebuie să moară. Dar peste tot în viață eu văd o cruce, unde fiii lui Dumnezeu își dau suflarea. Nu e niciun câștig decât pierzând, nu e nicio viață decât murind. Și nicio viziune de plină decât prin credință, nicio glorie decât prin purtarea rușinii, nicio dreptate decât luând vina asuprăți, iar suferința eternă spune, golește-te de glorie, de drepturi și de nume. Bobul de grâu Unii au spus că viața fiului nostru, Paul Rolen, a fost irosită când și-a pus-o în slujba misiunii și a murit apoi pe câmpul de misiune la numai câteva săptămâni de la sosirea lui acolo. Deși lui nu i-a fost dat să slujească, numeroși tineri au venit ca să fie pregătiți pentru câmpul de lucru unde el sperase să secere și au luat ei secera de acolo de unde o lăsase el jos. Bobul de grâu care a căzut în Mexic s-a înmulțit de multe ori și lucrarea continuă și acum. În amintirea lui s-a deschis o nouă școală, prin intermediul căreia să se ajungă la un nou trib. Dacă Paul Rolen ar fi trăit mulți ani acasă, e puțin probabil că ar fi putut face lucrarea pe care a făcut-o în acele puține săptămâni care s-au sfârșit cu moartea lui. Și el este doar unul din multele exemple similare care ilustrează adevărul că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Vasul de alabastru spart Parfumul Mariei a fost risipit când ea a spart vasul și a turnat conținutul pe domnul. Așa consideră omul natural, și la fel au considerat și ucenicii lui: că parfumul s-a risipit. Dar să presupunem că el ar fi lăsat în vasul nespart. Ar mai fi existat vreo mențiune despre el? Păstrarea cu grijă de către ea a vasului ar fi fost oare povestită în întreaga lume? Ea a spart vasul și a turnat parfumul, l-a pierdut, l-a jerfit. Iar acum mireasa parfumului s-a răspândit în fiecare casă unde a fost auzit acest mesaj. Dacă dorim, ne putem păstra viața, ferind-o cu grijă de risipă, dar nu vom avea nicio răsplată. Însă dacă ne ogolim într-o slujire plină de iubire, o vom face o binecuvântare trainică pentru lume și vom fi amintiți pentru totdeauna. Altarul sacrificiului stă în fața fiecărei vieți și nu poate fi ocolită decât cu prețul la tot ceea ce este mai nobil și mai bun. Nu ne putem salva pe noi înșine și să-i salvăm și pe alții. Trebuie să ardem ca să răspândim lumina. Înțelepciunea uitării. Un alt pas în procesul dezvoltării lui Pavel a fost moartea față de trecut, uitând ce este în urma mea. S-a spus că e nevoie de curaj și de o hotărâre fermă ca să mergi înainte, îndepărtându-te necontenit de trecut. Noi ne-ar plăcea să păstrăm lucrurile pe care am învățat să le iubim și nu vrem să ne depărtăm de ele. Pentru unii oameni este greu să lase supărările în urmă, să iasă din umbra durerilor lor. Este greu să plecăm de lângă mormintele unde ne-am îngropat comorile inimii. Inevitabilitatea durerii Dar nu aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Bineînțeles, durerea, dacă este într-un duh de supunere, nu e ne la locul ei. Nu putem decât să regretăm companiile dragi, fără îndoială că viața nu mai poate fi niciodată la fel pentru cineva care este îndurerat. Dar pierderile și durerile vieții au fost menite să lase în urma lor o bogăție de caracter și de binecuvântare care va face veșnicia și mai bogată. Mai devreme sau mai târziu, întristarea vine în fiecare casă. Nici avuția, nici cultura, nici chiar religia nu o poate opri. Când doi tineri se întorc de la ceremonia de căsătorie și își întemeiază căminul lor, li se pare că bucuria lor nu va putea fi niciodată tulburată că durerea nu le va putea nici când atinge inimile în acel loc fermecat. Timp de câțiva ani, poate, visul lor plăcut rămâne intact. Florile înfloresc în culori tot mai gingașe, răspândind un parfum tot mai bogat, muzica sună ușor și voios, fără nicio notă melancolică. Cercul nu este întrerupt, viețile copiilor cresc în atmosfera calmă, binecuvântând casa cu dragostea și drăgălășenia lor. Viața de familie curgelin și domol ca un râu, devenind mai cuprinzătoare și mai profundă pe măsură ce trece timpul. În alte case, din toate părțile, sunt necazuri, pierderi grele sau chiar mai rău. Dar, în mijlocul nenorocirilor din alte case, aceasta rămâne neatinsă, ca o oază în deșert. Însă nu pentru totdeauna. Vine o zi când mesagerul negru al întristării stă la ușă și își pune mâna ucigătoare pe o floare scumpă. Prima experimentare a durerii este amarnică. Tristețea și ciudățenia se adaugă la grozăvia ei. Ceea ce ieri părea imposibil astăzi a devenit o realitate înspăimântătoare. Cel drag care se ține atât de bine, credeam noi, nu mai este. Mi se pare că niciodată nu vom putea fi mângâiați, că nu vom putea niciodată trăi fără acela care ocupa un loc așa de mare în viața noastră. Timpul primei dureri este pentru fiecare viață un punct foarte critic. Mulți oameni găsesc în durere numai un vrăjmaș cu care refuză să se împace, dar necazul poate fi ori o binecuvântare, ori un blestem. Care dintre ele va fi, aceasta depinde de relația suferindului cu Hristos. Același foc ce topește ceara întărește lutul. În mâna lui Dumnezeu, necazul este un foc menit să topească și să purifice viețile oamenilor lui, dar dacă întâmpine împotrivire și neacceptare, produce pustiire. Într-o viață creștină sau într-o casă creștină, necazul trebuie să lase întotdeauna o binecuvântare. Ar trebui primit ca un mesager al lui Dumnezeu și atunci el va face casa mai încântătoare, mai caldă, mai cerească. S-a spus că nicio casă nu-și atinge înălțimea binecuvântării și a bucuriei, precum și bogăția de plină a vieții, până când, într-un fel sau altul, necazul nu intră pe ușă. Chiar dragostea familială, la fel ca anumite fructe de toamnă, nu se coace până la cea mai dulce frăgezime, până când înghețul încercării n-a atins-o. G.R. Miller a spus Multe dintre cele mai bune lucruri ale lumii s-au născut din suferință. Cele mai duioase cântece care s-au cântat vreodată au ieșit din foc. Lucrurile bune pe care le moștenim din trecut sunt produsul suferinței și al sacrificiului, Răscumpărarea noastră vine prin ghesimani și prin calvar. Avem raiul prin lacrimile și sângele lui Hristos. Tot ce este mai bogat și mai bun în viață a fost forjat în foc. Dragostea noastră unii pentru alții poate fi puternică și adevărată, dar nu ajunge niciodată la expresia ei sfântă și deplină până când durerea nu ne-a atins inimile. Nici chiar dragostea unei mame nu ajunge la măsura deplină a tăriei ei până când copilul nu suferă sau nu este în pericol nu ți în întristările. Cum putem să ne asigurăm că durerea își va împlini scopul și că vom avea parte de binecuvântarea necazului? Mai întâi trebuie să-l recunoaștem ca pe un mesager de la Dumnezeu. Trebuie să-l acceptăm ca venind de la el, ceea ce înseamnă cu îngăduința lui. Orice necaz își are originea în păcat sau în satan, dar totul se află sub controlul lui Dumnezeu. În ciuda pierderii și a durerii, trebuie să luăm aminte la mesaj. Ne poate lua destul de mult timp ca să-l auzim. Prima experiență a necazului ne poate lăsa atât de buimăciți și de orbiți, încât să ni se pară că suntem în întuneric total. Poate să dureze mult timp înainte ca vederea noastră să se limpezească. Toate promisiunile care odată însemnau atât de mult pentru noi pot părea acum complet lipsite de sens vom fi spiti să ne îndoim de toate acele lucruri pe care cândva le-am crezut cu tărie. Dar Dumnezeu este aproape chiar și atunci când nu-L vedem. Și dacă vom refuza ispita de a-L acuza în mod nechipzuit pe Dumnezeu, atunci, pe măsură ce vom asculta vocea Lui și vom renunța treptat la răzvrătirea noastră, acceptând -ne cazul ca venind de la El, vom descoperi că acesta are o misiune de îndeplinit că poartă cu el un anumit dar din ceruri, un anume fruct prețios. Vom vedea că prin acest foc o bucățică de aur din noi a fost curățită de zgură. Nu fi descurajat dacă durează ceva timp până când capeți această binecuvântare. Așteaptă, așteaptă, ea va veni. Dar trebuie să ne amintim că aceste lucruri sunt adevărate numai în viețile și în casele unde locuiește Hristos. O casă fără Hristos nu primește niciuna din aceste comori ale necazului. Cei care închid ușile dinaintea lui Hristos închid și ușa oricărei binecuvântări, iar când lămpile bucuriei pământești se sting, ei rămân în întuneric beznă. John Greenleaf Whittier a exprimat aceasta astfel. Vai de cel care nu vede niciodată stele strălucind prin tufele de chiparos, care își îngroapă mortul fără nicio speranță, care nu se uită să vadă lumina zilei jucând peste marmura netedă. Uitarea greșelilor noastre Unora dintre noi ne vine greu nu doar să ne dăm uitării necazurile, ci să uităm și greșelile proprii. Fără îndoială că trecutul a avut greșelile lui, probabil că ele atârnă amenințător peste amintirile noastre și când privim viitorul, influența lor e descurajantă. Dar dacă nu suntem atenți, greșelile trecutului pot atârna ca lanțurile în jurul nostru, împiedicând efectiv înaintarea noastră. Pentru că am eșuat în trecut, suntem tentați să credem că nu vom reuși niciodată. Poate ne surprinde să aflăm că greșelile trecute nu numai că nu trebuie să fie o piedică, ci în realitate pot fi o binecuvântare. Practic, noi creștem făcând greșeli. Înainte ca artistul să creeze o capodoperă pe pânză, experimentează multe eșecuri datorită greșelilor. Înainte ca muzicianul să poată încânta publicul cu talentul lui, trebuie să petreacă an la rând făcând greșeli și corectându-le. În fiecare sector al vieții sunt ani și ani cu mici greșeli, imaturități și gafe, în timp ce bărbații și femei se pregătesc pentru o trăire frumoasă și pentru o lucrare nobilă. Dumnezeu poate întoarce totul înspre bine. Mângâierea pentru aceea dintre noi peste care greșelile trecutului apasă greu ar trebui găsită în vizita lui Ieremia la Olar și în mesajul lui Dumnezeu despre Olar și lucrarea lui. În Ieremia 18 cu 4 citim Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna Olarului? Aceasta nu este o imagine optimistă, cu siguranță că mulți dintre noi ne putem vedea propriile fețe reflectate în această oglindă. Am înșelat așteptările lui Dumnezeu. Nu am trăit la înălțimea chemării noastre din cauza insensibilității noastre și a propriei noastre voințe. Am fost vase stricate în mâna olarului, și acum trăim sub tirania unui trecut plin de regrete care ne stoarce de vlagă și ne răpește inițiativa. Unele predici îl prezintă pe Dumnezeu într-un mod atât de rigid încât descurajează o mărturisire deschisă a eșecului și o nouă încercare pentru îndreptarea lucrurilor. Dar una din cele mai clare revelații ale Cuvântului lui Dumnezeu, și în special ale acestui episod aflat acum în discuție, este adevărul care proclamă disponibilitatea lui Dumnezeu de a reda oamenilor îndurările pe care aceștia le-au pierdut. Faptul că el reînnoiește harul pe care ei l-au întrebuințat greșit. Faptul că fiecare an și chiar fiecare zi poate fi un nou început. Dacă la început nu reușești. Am trăit ani de zile cu impresia că al doilea vas pe care olarul l-a făcut era mai puțin frumos și mai puțin folositor decât cel pe care l-ar fi făcut de prima dată, dacă nu s-ar fi stricat. Dar recent, un olar mi-a spus că al doilea vas, făcut dintr-unul ratat poate fi chiar mai bun decât cel încercat inițial. Prelucrarea suplimentară a lutului îl face să devină mai maleabil și mai moale și astfel al doilea vas poate fi chiar unul mai de cinste decât primul. În timp ce Ieremia se uita cu molarul modela un alt vas din acel lut, Dumnezeu i-a spus Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Ieremia 18,6 dacă olarul poate face un alt vas și probabil că uneori chiar mai bun decât cel de la prima încercare nereușită, nu poate Dumnezeu să ia o viață stricată și să o transforme într-una din care să răzbată frumusețea și bucuria? Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Vouă tuturor celor care ați crezut că prin eșecurile voastre ați pierdut o a doua șansă, vă sunt adresate aceste cuvinte. Vă voi da înapoi anii pe care i-a mâncat lăcusta. Ioel 2 cu 25. Gândiți-vă la toate personajele biblice care au eșuat și care mai târziu au fost restabilite. Iată-l pe Iacov, care, după înșelăciunea lui din Geneza 27, are viziunea unei scări pe care urcau și coborau îngeri și cu tronul lui Dumnezeu, dându-i se asigurarea că Dumnezeu nu-l părăsise. Geneza 28. Iată-l pe Moise, care după eșecul jalnic din tinerețe, este instruit îndeaproape de Dumnezeu timp de 40 de ani, fiind din nou însărcinat cu prima lui lucrare, Exod 3. Mai este David, căruia, după crima lui odioasă, îi se oferă încrederea de a o lua de la capăt, 2 Samuel cu 12, Psalmul 51. Amintiți-vă de Iona, care a întors spatele misiunii lui, dar căruia Dumnezeu i-a vorbit a doua oară, fiind din nou trimis să se ocupe de sarcina pe care o abandonase, Iona 3. Să reflectăm la Petru, care s-a lepădat de Isus de trei ori, cu blesteme și jurăminte, și care totuși a primit o invitație specială să se reîntoarcă la părtășia de dinainte cu Domnul, Marcu 16, cu 7. Gândiți-vă la Toma, care a ieșuat așa de mizerabil în credință și totuși a fost investit din nou în slujba de altădată, Ioan 20 cu 27. Și, în fine, uitați-vă la Ioan Marcu, care a falimentat total la început, dar a fost îndreptat și restabilit, și, în final, a fost folositor. 2 Timotei 4:11. Toate aceste exemple ne încurajează să credem că trecutul, oricare ar fi greșelile lui, nu trebuie să ne terorizeze viețile, că eșecul, oricât de nejustificabil, nu trebuie să fie un handicap permanent și că harul lui Dumnezeu nu se epuizează odată cu darurile lui inițiale. Aceste exemple ne învață că se poate clădi o viață nouă din cea veche. Cum i-a plăcut olarului să-l facă? Atunci el a făcut un alt vas. Ieremia 18 ,4. Acesta este un mesaj pentru cei ce au încetat să mai încerce, pentru că odată au eșuat. Vreun eșec i-a dus în țărână, în umilință și rușine. Tăria întregului lor efort a fost retezată sau paralizată și li se pare că nu mai merită osteneala să încerce din nou. Dar olarul divin, asemenea olarului lui Ieremia, nu se descurajează ușor. Atunci el a făcut un alt vas. Și din a doua încercare a rezultat un vas pe placul olarului. Cum i-a plăcut olarului să-l facă? Mofat traduce acest pasaj astfel – cum i-a plăcut să-l facă până când a fost mulțumit? Este adevărat că suntem răspunzători pentru orice păcate, șec sau greșeală. Și totuși, harul lui Dumnezeu este de așa natură, că atunci când ne căim cu adevărat de ele, el poate face ca toate să se întoarcă spre slava sa. Olarului i-a plăcut al doilea vas pe care l-a făcut. Calea pocăinței Totuși nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că în timp ce lutul olarului este inert și insensibil, lutul omenesc nu e așa. În cazul unei vieți omenești, posibilitatea olarului divin de a reface vasul omenesc și de a scoate biruința din înfrângere depinde în primul rând de o cunoaștere clară de către om a greșelii lui și apoi de o recunoaștere totală a ei, adică de mărturisire, și în final de o pocăință reală și de îndreptare căci Dumnezeu i-a spus lui Ieremia, Nu pot eu să fac cu voi ca acesta casa lui Israel? Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că voi smulge, că-l voi surpa și că voi nimici. Dar dacă neamul acesta se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusese în să îl fac. Ieremia 18, de la 6 la 8 Acest principiu este la fel de valabil și în viața individuală. În momentul în care ne am dat seama de greșeală și ne-am pocăit cu adevărat, am corectat-o și ne-am îndreptat. În acel moment Dumnezeu oprește cursul înspre rău care ar fi urmat greșelii. Schimbarea acestei orientări este instantanee. Nu contează care ar fi greșeala sau eșecul. În momentul în care te întorci la Dumnezeu cu pocăință pentru a fi corectat și îndreptat, în acel moment lucrurile vor începe să se schimbe. Dar greșeala trebuie recunoscută în mod concret. Nu e de ajuns să recunoști greșelile în general. Trebuie să arătăm și să definim greșeala așa cum este ea. Trebuie să recunoaștem deschis ceea ce am făcut. Trebuie să ne definim clar greșeala pentru a o corecta și a obține iertarea lui Dumnezeu. Și, din momentul în care s-a făcut corectarea, trebuie să facem așa cum a făcut Pavel. Trebuie să punem întreaga situație în mâinile lui Dumnezeu și să acceptăm iertarea pe care ne-o dă el. De atunci încolo nu mai este problema noastră și ar trebui să o uităm. Când Dumnezeu ne iartă și noi trebuie să ne iertăm pe noi înșine. Aceasta este calea spre biruința asupra greșelilor și eșecurilor din trecut. Uitând ce este în urma mea. Filipen 3 cu 13 Uitând rănile noastre Un alt lucru pe care ar trebui să-l uităm îl constituie rănile pe care le-am primit în trecut. Cu toții avem așa ceva, dar le păstrăm spre paguba noastră. Cu toții am auzit despre persoane care aproape și-au pierdut o mână sau un braț din cauza unei așchii mici, care cumva a pătruns în deget și a fost lăsat acolo până când s-a instalat septicemia. În acest fel acționează micile răni. Când sunt păstrate în memorie, ele supurează și uneori duc la efecte fatale. Unii dintre noi au suferit mari nedreptăți în trecut. Poate că speranțele, eforturile și visurile unei vieți întregi au fost pulberate complet de perfidia unui prieten în care ne-am încrezut. Poate că cineva pe care ai ajutat te-a trădat și în mod perfid s-a transformat în dușmanul tău. Poate că cineva în care ai crezut s-a dovedit a fi mincinos și a căutat să te distrugă. Dacă păstrezi astfel de răni și adăpostești în inima tare sentimente, vei fi cu adevărat păgubit. Adeseori trebuie să ne amintim că nimic din ceea ce face cineva nu ne poate afecta decât dacă acel lucru ne determine pe noi înșine să facem rău sau dacă ne lăsăm conduși de o atitudine sau o reacție greșită. În ultima instanță, nimeni din întreaga lume nu ne poate face rău cu adevărat decât noi înșine. Numai reacția noastră ne poate într-adevăr dăuna. Rănile care ni s-au făcut în trecut. Dacă sunt iertate și uitate, pot deveni pietre pe care să urcăm spre desăvârșirea caracterului, ele învățându-ne o nouă dimensiune a dragostei agape, și pot fi în cele din urmă mijloace ale unei mari creșteri și binecuvântări spirituale, lărgindu-ne poziția veșnică. Și întrucât nu răul pe care alții ni-l fac ne dăunează, ci numai reacția și atitudinea noastră greșită, este mai bine deci să suferim răul decât să facem răul. Uitând realizările trecute Ar trebui de asemenea să uităm realizările trecute, succesele și împlinirile noastre. Oricât de remarcabil și de folositor am fi fost, oricât de multe am fi făcut pentru Hristos și pentru frații noștri, acele realizări nu trebuie văzute ca performanța maximă, dincolo de care noi nu mai putem merge. Tot trecutul nostru ar trebui să ne micșoreze când îl privim din perspectiva viitorului capitolul 11. Încetinea la procesului Ajungem acum la privirea înainte, aruncându-mă spre ce este înainte. Mofat traduce, străduindu-mă înspre ceea ce se află înaintea mea. Percep în această exprimare spiritul unei nerăbdări sfinte. Una din cele mai dificile experiențe ale unui suflet înalt, ale unui suflet mânat de un imbold spiritual sublim, este încetinea la aparenta creșterii lui spirituale, încetinea la formării lui de către Dumnezeu. Și totuși nu trebuie să uităm că, într-un sens, chiar și Dumnezeu are nevoie de timp ca să formeze un sfânt, la fel cum îi ia timp și să crească un stejar. Este adevărat că starea de început a sfințeniei este o lucrare de o clipă. În momentul în care un copil al lui Dumnezeu este născut din nou, întregul potențial al sfințeniei se naște în el. Dar dezvoltarea și înfăptuirea acelui potențial presupune adesea o lucrare care se întinde pe parcursul multor ani și este foarte ușor să devină răbdător cu Dumnezeu din cauza încetinelii procesului. Chiar și atunci când ne străduim înspre lucrurile care se află înaintea noastră, grăbindu-ne către înălțimile mărețe ale caracterului creștin, procesul înfăptuirii este adesea unul lent. Bine s-a spus că Dumnezeu nu ne creează deodată, procesul este unul îndelungat, străbătând toți anii vieții noastre. Dumnezeu începe să ne creeze când ne naștem, și lucrarea lui continuă fără întrerupere toată viața noastră. Nu există niciun ceas când să nu fie pus vreun un contur nou la viața noastră, vreo trăsătură nouă pusă în caracterul nostru, spunea G.R. Miller. Mii de instrumente și de influențe iau parte la această lucrare. Mama, tata, casa, școala, trenul de joacă, cărțile, biserica, tovărășiile, prietenii și prieteniile, bucurile și necazurile, succesele, eșecurile, sănătatea, boala trandafirii, mărăcinii, toate circumstanțele și evenimentele vieții. Toate aceste lucruri lucrează asupra noastră, însă nu orbește, nu fără călăuzire. Dumnezeu este întotdeauna pe ogor și El lucrează în și prin toate experiențele, dacă nu-L scoatem din viața noastră. Dumnezeu este Cel care ne modelează. Dacă ceea ce am afirmat mai sus este adevărat, atunci, deși noi vedem numai împrejurările, în realitate Dumnezeu este cel care ne formează. Este drept că noi putem vedea mâna, pentru că e ascunsă în spatele împrejurărilor, dar ceea ce ne modelează este într-adevăr mâna lui. În toți ani vieții noastre nu există niciun stadiu în care să putem spune că Dumnezeu a terminat formarea noastră. O femeie tânără care și-a pierdut cei doi copii, amândoi într-o singură zi, a devenit o răzvrătită și, ca urmare a durerii ei, a ajuns invalidă. Într-o zi a spus mătușii sale, care era mai în vârstă și mult mai înțeleaptă în lucrurile duhovnicești, Mă întreb de ce m-a creat Dumnezeu, nu știu care a fost rostul pentru care Dumnezeu m-a creat. Și mătușa i-a răspuns, Poate că deocamdată nici nu se vede vreun rost, dar el n-a terminat cu tine încă. El acum te modelează, iar ție nu-ți place. Poate unora dintre noi le este de folos să știe că Dumnezeu încă nu a terminat cu noi. Nu am mai fi atât de nerăbdător cu noi înșine și cu Dumnezeu dacă am păstra mereu în minte faptul că noi ne aflăm tocmai în procesul de a fi modelați. Ne-ar ajuta să înțelegem mai bine motivele experiențelor potrivnice sau dureroase prin care trecem. Dumnezeu este la lucru în viața noastră, cu ciocanul și dalta, ca un sculptor iscusit care cioplește o bucată de piatră. Nimic nu este întâmplător. În prezent, noi nu suntem ceea ce ar trebui să fim, nici nu suntem ceea ce vom fi. Dar Dumnezeu nu lucrează fără un model sau un plan. El știe ce face, indiferent de orbirea noastră. În ce privește încercările care vin în viața noastră, nu e nimic întâmplător. Există o mână care conduce și controlează aceste situații, și există un scop care determină toate evenimentele și împrejurările. Poate că noi nu vedem acest scop, dar există un ochi care întotdeauna urmărește modelul. Dumnezeu este cel care ne modelează. O poezie spune: Maestrul e cel care ține ciocanul și zi după zi îndepărtează tot ce învăluie forma pe care, sub șlefuirea lui abilă, urmărește să o scoată. Frumusețe nevăzută, lucrată în tăcere, atât de minunată, fără cusuri și desăvârșită, încât ochii îngerului se vor uita la lucrul terminat cu o uimire nouă, cum în răbdarea lui nemărginită și-a putut întipări propriile trăsături pe o astfel de piatră neregulată și dură. Dumnezeu n-a terminat cu noi încă. Bine s-a spus că niciodată n-ar trebui să dăm sentința asupra unei lucrări neterminate, indiferent de ce fel ar fi ea. Un măr necopt nu este bun de mâncat, dar n-ar trebui din acest motiv să-l condamnăm. Nu este gata să fie mâncat pentru că Dumnezeu n-a terminat formarea lui. E necopt și aceasta este condiția lui normală în faza prezentă în care se află este o fază a evoluției lui și este bună la timpul ei. Nu avem niciun drept să judecăm o lucrare până când ea nu este terminată. Niciun artist nu-și va supune pictura unei verificări cât timp ea este terminată. Nici din partea noastră nu e drept și corect să ne formăm opinii despre încercările trimise de Dumnezeu până când scopul lor nu e împlinit. Ar trebui să aplicăm această regulă la tot ceea ce face Dumnezeu în noi și cu noi. Nu trebuie să confundăm niciodată procesul cu rezultatul final. Dumnezeu încă nu a terminat cu noi. Poate că puțin din ceea ce este vrednic și frumos în noi a ajuns deja la desăvârșire. Noi continuăm să facem gafe și greșeli. Se pare că niciodată nu avem toate lecțiile învățate. Noi ne gândim că le-am învățat, dar ne dăm seama că nu e așa atunci când încercăm să le punem în practică. Mobilizare. N-ar trebui să uităm că, deși un sfânt nu se face într-o zi, nici în somn nu se face. De aceea, dacă e să ne realizăm viziunile și să ne atingem țelurile, noi, la fel ca Pavel, trebuie să ne aruncăm spre ce este înainte. Adică, toată puterea ființei noastre trebuie mobilizată în această preocupare a creșterii spirituale. Privim spre viitor, putem întrezări ceva din frumusețea spirituală ideală și tânjim să o atingem. Dar dacă nu suntem atenți, ne aflăm în pericolul de a pierde cea mai bună cale de realizare a idealurilor noastre, de împlinire a viziunilor noastre. Suntem în pericolul de a crede că scopurile înalte urmează să fie atinse printr-un cataclism emoțional, prin experiențe extatice. În momente de însuflețire măreață se aprinde în noi o pasiune sfântă și credem că suntem gata pentru bravuri extraordinare, pentru sarcini mari, pentru lepădări de noi înșine admirabile. Dar testul vieții la care majoritatea dintre noi suntem chemați zi de zi nu va consta în lucruri remarcabile despre care oamenii vor vorbi, ci în lucrurile comune, banale ale vieții cotidiene și din această cauză suntem în pericolul ratării oportunității de a pune în practică viziunile noastre. Invidia îngerilor Una din picturile lui Murilio înfățișează interiorul unei bucătării. Însă, în locul muritorilor îmbrăcați în haine de lucru, vedem îngeri în veșminte albe, făcând o muncă umilă. Unul pune ibricul pe foc, altul ridică o găleată de apă, un altul pune masa și mai este un mic heruvim care, de asemenea, ajută la treabă. Lecția este aceea că sarcinile cele mai umile pe care suntem chemați să le facem, dacă sunt făcute dintr-un motiv bun, sunt cu adevărat atât de cerești în caracterul lor, încât îngerii ar fi potrivit să le facă și le-ar și face bucuroși. Dar, din cauza eului nostru nerăstignit, noi suntem în pericolul de a neglija caracterul sacru al sarcinilor de rând și pe când așteptăm vreo lucrare remarcabilă prin care să ne realizăm idealurile, oportunitatea noastră reală trece nevalorificată. Ne-ar surprinde să știm cât de fericiți ar fi îngerii să fie în locul nostru și să se ocupe de sarcinile noastre umile. O mamă care se necăjește pentru că e legată de responsabilitatea creșterii unei familii, în timp ce vecina ei este liberă să umble prin societate, poate face într-o zi descoperirea uluitoare că ea a fost invidiată de îngeri. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Matei 23 cu 12 Sarcini umile, trăsături cerești Sarcinile umile oferă o oportunitate la fel de mare ca și cele remarcabile de a dezvolta trăsături cerești. Însușirile cerești sunt mai des necesare pentru sarcinile comune decât pentru lucrurile aparent deosebite. Uneori credem că am putea merge la moarte de martir pentru Hristos, când, în realitate, noi nu suntem dispuși să trăim o viață de martir pentru El. Există ocazii ca viziunile noastre cerești strălucitoare, născute în momente de hotărâre înaltă, să fie testate și puse în practică în diversitatea nesfârșită a împrejurărilor umile. Aceste gânduri care urmează au fost exprimate de un scriitor necunoscut în următoarele versuri. Am văzut chipul tău, o, Cristoase! Acum ce dorești să fac eu? Pentru cea mai grea lucrare din toată lumea ce ofer slujirea am credincioasă. Întoarce-te, copilul meu, la grijile tale mărunte. Nu le-ai cunoscut foarte mult timp poartă pentru mine încă puțin sentimentul tău de nedreptate amară. Doamne Cristoase, sunt gata pentru martiraj, pentru surghiun, moarte sau durere. Continuă cu răbdare să-ți ascunzi mâhnirea, făți lucrul cântând din nou. Sunt tare și înflăcărat și iubitor, Doamne, am un curaj de a îndura până la sânge. Sunt urechile tale vrăjmașe clevetirii, copile? Este inima ta devotată și curată? Ești tu bucuros de bucuria lui? Suferi tu nevoia lui? Ah, atunci știu că ai văzut chipul feței mele cu adevărat. O treaptă a scării Toate viziunile nobile, toate idealurile cerești sunt realizate numai printr-o dare la moartă constantă a vieții sinelui, noi toți știm aceasta superficial, dar atât de puțin dintre noi practică adevărul că drumul spre înălțimi trece prin văi. George MacDonald este autorul unui poem în care îl provoacă pe un tânăr povestindu-i despre o scară care duce la stele. Cităm. Ridicată din pietre frumoase, multicolore, unde nimeni nu e obosit și nimeni nu suspină, nici nu dorește să fie lăsat deoparte, Tânărul este entuziasmat și spune, voi merge. Iar poetul răspunde, dar treptele sunt foarte abrupte, ca să urci acolo trebuie să stai în capătul de jos nemișcat, să fii o treaptă a scării. Picioarele altora pe tine vor sta ca să atingă pietrele îngrămădite în înalt, dar unul se va apleca, te va lua de mână și îți va spune, vino sus copilul meu. Mesajul este acela că drumul de urcat pe această mare scară cerească presupune să devii o piatră, o treaptă a scării pe care picioarele altora vor călca pe măsură ce urcă. Aceasta este calea reală de a atinge țelurile strălucitoare ale înălțimilor spirituale care ne fac semn din înalt. Nu există sfințenie fără silință. Atingerea idealurilor spirituale înalte nu se va realiza fără un efort real conștient. Pavel spunea: Mă silesc spre lucrurile care sunt înainte. Unii oameni încearcă să ne spună că dacă am fost cu adevărat salvați și sfințiți sau în plus cu Duhul, de atunci încolo stările înalte de sfințenie sunt spontane, practic fără efort. Această învățătură îi duce pe mulți oameni în robie. După o experiență clară de salvare și sfințire, ei descoperă că au nevoie de multă rugăciune, de veghere constantă și de o disciplină reală ca să trăiască la nivelul idealului lor de experiență a umplerii cu Duhul. Și din cauza acestei învățături, potrivit căreia, dacă au avut cu adevărat o experiență a sfințirii, niciodată nu vor cădea sub acest ideal ei adeseori își pierd încrederea, când de fapt ar trebui să se socotească morți, așa cum ne spune Pavel în Romanii 6. Nu există un astfel de lucru precum sfințirea fără efort. Întotdeauna vei fi spitit într-un fel sau altul să trăiești în carne și să nu umbli în duhul. După convertire și curățirea inimii, tot va trebui să fii în gardă și probabil că uneori vei cădea în mod necugetat sau ți se va întâmpla să greșești. Chiar și după experiența clară a justificării și a umplerii cu Duhul, sfințenia pură va crește și se va întări numai prin practică. Unii oameni mă vor numi legalist și vor spune că pledez pentru mântuirea prin fapte, când spun că toată virtutea din trăire începe mai întâi cu supunerea față de reguli și păzirea poruncilor. Este adevărat, noi nu putem respecta poruncile lui Hristos fără o intervenție supranaturală și fără dragoste în inimă, fără un duh curățit. Dar chiar și o inimă curată e păstrată curată prin ascultare minuțioasă și disciplinată. Mozart și Mendelssohn au început încercând game, improvizând acorduri cu exerciții dureroase pentru degete. Fără îndoială, mântuirea și curățirea noastră trebuie lucrate prima dată în lăuntru nostru, înainte de a putea fi arătate în afară. Dar credinciosului îi se poruncește să-și arate în afară mântuirea cu frică și cu tremur. Aceasta mie nu-mi sună ca o sfințire fără efort. Deși Mozart și Mendelssohn au avut muzica în lăuntrul lor, ei n-ar fi ajuns niciodată muzicieni de săvârșiți dacă nu și-ar fi exersat-o cu grijă, prin practică disciplinată, potrivit unor principii bine stabilite. Calea către iscusință presupune să facem lucrurile de nenumărate ori, până când reușim să le facem perfect, fără gândire sau efort conștient. Aceasta este o chestiune de mare importanță, Calea de a crește în sfințenie presupune, după ce inima este curățită în gândire, vorbire și acțiune, să ne corectăm greșelile atât de des încât în final să devenim disciplinați pe linia frumuseții și a desăvârșirii morale. Poate că cineva va spune, dar când am fost umplut cu Duhul nu a fost nevoie să mă străduiesc. În cazul meu aceasta s-a întâmplat spontan și fără efort. Ei bine, nu pot să nu mă întreb cât de departe ai fi ajuns dacă, la fel ca Pavel, ți-ai fi folosit toată energia sufletului tău pentru a atinge înălțim tot mai mari. Rugăciuni la ore stabilite Ca să devenim sfinți ai rugăciunii, trebuie să învățăm să ne rugăm după ceas, la ore fixe. Acesta este un lucru foarte important. Nu vei deveni niciodată un sfânt al rugăciunii dacă aștepți un imbold care să te mâne la rugăciune. Nu vei deveni niciodată un sfânt al rugăciunii dacă nu te autodisciplinezi impunându-ți un program fix de rugăciune. Dacă vei lua imboldurile ca ghid pentru a ști când să te rogi, vei sfârși probabil în a nu te mai ruga deloc. La fel se întâmplă cu toată viața religioasă. Putem crește în răbdare numai folosind până la capăt toată răbdarea pe care o avem creștem în răbdare exersându-ne o cât mai mult, zilnic și ceas cu ceas, în cele mai mici lucruri. Devenim altruiști practicând altruismul oricând avem ocazia. Crește mai bine străduindu-ne, așa cum a spus Pavel, forțându-ne să fim mai buni dacă suntem deja și urcând pas cu pas către înălțimile strălucitoare ale desăvârșirii și frumuseții morale. Devenim mai buni decât suntem dacă facem ceva mai bine decât am fi dispuși să facem, și asta doar pentru că știm că așa este bine. Devenim mai buni trăind mai degrabă pe baza unor principii decât pe baza sentimentelor. Practica duce la perfecțiune. Pavel a spus: Alerg spre țintă, adică spre viziunea și idealul lui. Întrebarea nu este unde ai ajuns, ci în ce direcție te îndrepți. Noi creștem în direcția trăirii noastre zilnice. Facultățile pe care le folosim se dezvoltă continuu în tărie. Însușirile bune pe care le cultivăm se arată mai clar în caracterul nostru. O pasăre care nu-și folosește aripile în curând nu va mai avea aripi pe care să le folosească. Deși din punct de vedere spiritual, sufletul nostru nu are aripi până când nu îi le dă Dumnezeu, totuși acele aripi trebuie exersate ca să capete putere. Chiar Sfântul Pavel, Sfințitul Pavel, spunea că el se străduia și alerga înainte către viziunea minunată care îl îmboldea spre viitor. Uitându-ne la viitor, este firesc să ne întrebăm oare ce ne rezervă el. Ți-ai dorit vreodată să poți trage cortina care ascunde viitorul și să arunci o privire la zilele de mâine? Te-ai întrebat vreodată de ce ține Dumnezeu viitorul ascuns? Ai încercat vreodată zadarnic să deschizi acea ușă, la fel cum au făcut ucenicii când au întrebat Doamne, în vremea aceasta e de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Răspunsul dat lor este cuvântul lui pentru noi toți atunci când ne gândim la viitor. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele, pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Fapte 1 cu 7. Acesta este răspunsul răspicat al lui Dumnezeu pentru toți cei care ar căuta să străpungă acea cortină de tăinuire, mergând la prezicători, la proroci, la magi și la vrăjitori de orice fel, religioși sau altfel. Dumnezeu a păstrat viitorul ascuns pentru că așa este cel mai bine. Dumnezeu vede că este mai bine pentru noi să înaintăm pas cu pas și să trăim o singură zi odată. Tocmai de aceea, el ne-a promis să ne conducă numai câte un pas odată. Proverbe 4 cu 12 ne arată că pentru noi calea se deschide pe măsură ce parcurgem câte un pas odată. Și așa se întâmplă că bucuriile vieții nu ne orbesc, pentru că inimile noastre au fost disciplinate între atât încât am învățat cum să le primim. Dacă unii dintre noi am fi știut dinainte bucuriile și timpurile fericite care urmau să vină, Încântarea ne-ar fi putut face să nu mai luăm aminte la îndatoriri și la pericole. Am fi dat drumul mâinii lui Dumnezeu și am fi devenit încrezătorii noi înșine, pierzând astfel binecuvântarea care vine numai ca urmare a credinței simple. Fiind conduși câte un pas odată, trăind o zi odată, nu suntem copleșiți de necazurile vieții. Dacă am fi știut de luptele și încercările dinaintea noastră, am fi fost demoralizați, neavând astfel curajul de a îndura. Hristos nu ne face cunoscut viitorul pentru că așa este mai bine. Ascunderea splendorilor cerului Te-ai gândit vreodată de ce Dumnezeu n-a descoperit mai mult despre rai și splendorile Lui? Poate pentru că acea descoperire, dacă ne-ar fi fost făcută acum, ne-ar face incapabil pentru îndatoririle de aici. Un călător povestește despre întoarcerea acasă după un voiaj îndelungat în ținuturi străine. De îndată ce marinarii au zărit țărmul propriei țări, au devenit incapabili să mai fie atenți la îndatoririle de pe vas. Când au ajuns în port și și-au văzut apropiații pe chei, au fost atât de copleșiți de emoție, încât a fost nevoie de trimiterea pe vasă unui alt echipaj care să-i înlocuiască. Să presupunem că noi, în această vale a plângerii, în timp ce ne trudim și ne luptăm într-o lume ostilă, am putea să privim la bucurile de nespus ale patriei noastre și ne-am vedea prietenii și pe cei dragi făcându-ne cu mâna de pe acel țărm. Nu credeți că aceasta ne-ar face incapabil să ne mai îndeplinim sarcinile? Nu credeți că viziunea splendorilor ei ne-ar fermeca și ne-ar atrage atât de mult încât ne-am sătura de viața pământească chinuitoare? Cu siguranță este mai bine că nu ne-a fost descoperit mai mult. Slava ascunsă nu ne orbește și, în afară de aceasta, credința are o cunoaștere suficientă care să o susțină până când, în cele din urmă, va crăpa de ziua. Este mai bine pentru noi că viitorul ne este ascuns și ne este descoperit doar câte un pas odată. Putem aștepta cu credință răbdătoare când ne confruntăm cu taine sau când umbra se întinde pe calea noastră, încrezător că, deși noi nu cunoaștem drumul pe care mergem, îl cunoaștem pe ghidul nostru, iar el nu ne face parte de această cunoaștere numai pentru că așa este cel mai bine. După cum îți vor fi zilele, așa îți va fi și puterea. Este cu adevărat o binecuvântare că nu primim viața ca pe un întreg, ci numai câte o zi odată, pentru că astfel niciodată nu avem mai mult de dus decât luptele unei singure zi. Nu avem de făcut decât munca unei singure zile. Nu avem de purtat decât poverile unei singure zile. Nu avem de îndurat decât necazurile unei singure zile. Dumnezeu are un motiv pentru care a descompus viața în unități mici și a împărțit câte o zi odată. În pustie, Dumnezeu nu a dat niciodată poporului ales mai multă mană decât porția unei zile odată, cu excepția dimineții de dinaintea sabatului. El a interzis în mod categoric israeliților să adune odată mai mult decât proviziile pentru o zi. Acesta a fost modul lui Dumnezeu de a-și învăța poporul să trăiască o zi odată și să se încreadă în el pentru ziua de mâine. Lor, el le-a dat făgăduința a tot destulătoare. După cum îți vor fi zilele, așa va fi și puterea. Deuteronom 33 cu 25. Puterea nu a fost promisă în avans, îndeajuns pentru toată viața, nici măcar pentru un an sau pentru o lună, ci promisiunea a fost că va fi dată suficientă putere pentru fiecare zi, pentru nevoile, îndatoririle, luptele și grijile fiecarei zile. Pe măsură ce povara creștea, mai multă putere era conferită. Pe măsură ce noaptea devenea mai întunecoasă, lămpile luminau mai strălucitor. Gândul important de aici este că puterea nu e turnată în inimile noastre cu toptanul, un stoc pentru anii care vor veni, ci este păstrată în rezerve și acordată zi după zi, după cum cer nevoile zilei. Viața este ca o școală în care o lecție bine învățată ne pregătește pentru următoarea, dar numai pentru următoarea, Mergând prin viață, trăind o zi odată, este ca și cum ai călători la lumina unei lanterne. Ea luminează poteca numai un pas în față, dar când acel pas este parcurs, un altul este luminat și așa mai departe, până la sfârșitul călătoriei. În acest fel ne luminează Dumnezeu calea. El nu ne arată întreaga cale atunci când pornim pe ea. Ne face cunoscut un pas și apoi, când îl parcurgem, un altul și apoi altul. După cum îți vor fi zilele, așa îți va fi și puterea. În acest fel noi suntem în siguranță. Încălțări pentru drumuri pietroase Aceste cuvinte sunt o parte a promisiunii date tribului lui Asher. Acestui trib s-a dat o parte accidentată, muntoasă din țară, ceea ce însemna că urmau să aibă drumuri pietroase de parcurs. Sandalele obișnuite făcute din lemn sau din piele n-ar fi rezistat la contactul dur cu stâncile tăioase și tari. Era nevoie de un tip special de încălțări. De aceea Dumnezeu a pus în acele dealuri accidentate fier, o provizie pentru încălțările din fier necesare pentru a străbate potecile stâncoase. Iată ce a vrut să spună Dumnezeu prin promisiunea, încălțările tale vor fi de fier și de aramă și după cum îți vor fi zilele, Așa îți va fi și puterea. Această promisiune îi are în vedere pe toți cei care călătoresc pe cărări aspre, adică toți cei care, ca și Pavel, se străduiesc spre lucrurile care sunt înainte. Dacă într-adevăr ai de gând să urci, vei avea nevoie de încălțări puternice, rezistente, căci calea în sus nu este niciodată netedă și ușoară. Dar nouă, tuturor, Dumnezeu ne-a promis că în această întreprindere a alpinismului spiritual, El ne va echipa cu încălțăminte potrivită. Partea lui Așer nu a fost una întâmplătoare, ci a fost aleasă de Dumnezeu însuși. Tot așa nu e la întâmplare nici rânduiala locului, a condițiilor, a circumstanțelor pentru copilului Dumnezeu. Totul este rânduit pentru cea mai bună dezvoltare a fiecărui individ aurul cel mai pur al vieții. Deși așer a fost așezat într-un ținut stâncos, Dumnezeu a pus în acele dealuri fier ca să asigure încălțări rezistente pentru drumurile pietroase. Aceeași lege acționează în toate împrejurările rânduite de Dumnezeu copiilor lui. Când ajungem în ținutul stâncos, vom găsi fier pentru încălțări solide. Ne întrebăm adesea cum vom putea trece prin anumite experiențe grele la care ne așteptăm. Suntem tentați să ne îngrijorăm și să ne frământăm din cauza lipsei noastre, credem noi, de putere pentru a face față încercărilor pe care le anticipăm că ar putea veni. Asta e din pricina că nu reușim să pătrundem semnificația acestei promisiuni. Dumnezeu nu promite putere pentru nevoi atâta timp cât acele nevoi țin de viitor. Dumnezeu nu pune putere în brațele noastre astăzi pentru bătăliile de mâine. El nu asigură fier pentru încălțări grele până când nu ajungem în ținutul stâncos. Dar când intrăm în luptă, vine și puterea. Când ajungem în ținutul stâncos, atunci se găsește și minereul pentru încălțările de fier. Dar nu suntem nici de cum asigurați că vom avea putere ca să purtăm poveri mari când nu e nicio povară mare de purtat. Ajutorul de a răbda ispita nu e promis când nu e nicio ispită de răbdat. Oamenii se îngrijorează uneori și se frământă pentru că simt că nu au harul de a muri frumos. Dar harul de a muri frumos nu e promis, nici nu e necesar, cât timp datoria noastră este încă de a trăi. Toată viața m-am întrebat cum aș mai putea trăi dacă s-ar întâmpla ca mama mea să fie luată. Dar când, în cele din urmă, a venit acea zi. Am avut una dintre cele mai mari surprize din viața mea. Niciodată înainte n-am experimentat o mângâiere atât de conștientă. Nu voi putea uita niciodată aceasta. Putem fi siguri că dacă Dumnezeu ne trasează calea prin locuri stâncoase și aspre, el o face pentru propria noastră disciplină și creștere. În dealurile accidentate ale trudei și ale încercării se găsește aurul cel mai pur al vieții. Dumnezeu dirigează planetele. Pentru zilele ce ne stau înainte, calea noastră este învăluită în mister. Dar dacă putem fi siguri că propria noastră cale va fi rânduită în mod divin, nu trebuie să ne temem. Multor oameni este greu să creadă în călăuzirea divină. Se știe că El dirigează Soarele și Stelele în orbitele lor atât de precis încât ele niciodată nu deviază nici măcar cât un fir de păr din cursul lor. Se știe că el dirigează planetele atât de exact încât, în tot acest vast univers, cu milioanele de lumi din el, cu sistem peste sistem, viac după viac, e o precizie absolută în toate mișcările lor. Nici o stea nu e vreodată prea rapidă sau prea înceată. Nici o planetă nu își părăsește vreodată orbita. Soarele niciodată nu întârzie să răsară. Dumnezeu a trasat traiectorii pentru sferele din univers și le-a determinat să se deplaseze pe aceste traiectorii. Ele dirigează atât de precis încât oamenii de știință pot calcula producerea exactă a unei eclipse cu mii de ani înainte. Dar se interesează Dumnezeu de ceva atât de mărunt ca viețile individuale ale oamenilor? Dacă el într-adevăr imprimă în direcția, se rezumă ea la viețile marilor oameni care poartă în mâinile lor destine importante și care sunt trimiși în misiuni cu responsabilități vaste? Sau se gândește el și la cărarea zilnică a fiecăruia dintre milioanele de copii ai lui? Îi arată el unui copilaj drumul prin hățișurile derutante ale vieții? Îl conduce el înapoi acasă pe cel rătăcit, nu ne este greu să credem că el poate dirija traiectoria unor oameni mari, ale căror vieți au un impact asupra lumii. Dar va arăta el oamenilor obișnuiți calea? Va călăuzi el pe un om sărac sau pe un copilaș? El cheamă stelele pe nume, dar știe el cine sunt eu? Scriptura oferă din plin răspunsuri la aceste întrebări. De exemplu, ni se spune că Dumnezeu este Tatăl nostru. Care sunt caracteristicile calității de părinte? E ceva prea mărunt în viețile copiilor de care să nu fie interesat tatăl lor? Tot ceea ce este bun în calitatea omenească de părinte este numai reflectarea celei divine. Ni se spune nu numai că Dumnezeu cheamă pe nume stelele, dar și că bunul păstor își cheamă oile pe nume. Dacă el hrănește vrăbiile și îmbracă crinii de pe câmp, putem fi siguri că el îi va învăța pe copiii lui calea pe care trebuie să meargă. Să nu creadă nimeni că în gândul lui Dumnezeu el este doar unul dintr-o mulțime. Fiecare credincios are propriul loc și Dumnezeu îngrijește de el în tocmai ca și cum ar fi singurul. Dumnezeu ne iubește pe fiecare în parte, în mod individual. Voia lui Dumnezeu are în vedere și cele mai mici evenimente din viață. Mâna lui este în fiecare eveniment. Natura este sub controlul lui. Nicio furtună, niciun cutremur, niciun uragan sau val de reflux nu are vreodată loc fără permisiunea lui. Chiar și fulgii de nea sunt sub controlul lui. Marea este a lui, el a făcut-o. El spune valurilor mândre: Până aici să vii, să nu treci mai departe. Iov, 38 cu 11. Această lume nu este sub controlul unei forțe oarbe, ci sub controlul celui care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Măclară spunea, mâinile care au fost răpunse învârtesc roțile istoriei umane și modelează circumstanțele vieților individuale. Dacă toate acestea sunt adevărate, putem fi siguri că nu vom fi lăsați să ne găsim singur calea. El ne călăuzește prin lucruri mărunte. Dacă nu suntem atenți, e posibil să nu recunoaștem călăuzirea lui Dumnezeu, pentru că adeseori ea ne poartă pe căi simple, obișnuite. Riscăm să asociem călăuzirea lui Dumnezeu numai cu lucrurile mai dramatice, mai neobișnuite sau mai senzaționale din viață. Dar dacă îndrumarea lui Dumnezeu s-ar mărgini doar la momentele sau evenimentele importante ori remarcabile viața ar fi destul de lipsită de călăuzirea lui, pentru că evenimentele importante sunt rare. Dacă nu reușim să recunoaștem călăuzirea lui Dumnezeu în rutina zilnică, monotonă, probabil că e posibil să o ratăm cu totul. Trebuie să reținem că marile principii sunt la fel de bine exersate și întărite prin practicarea lor și în împrejurările banale ca și în cele care par mai senzaționale. Vă rog să nu uitați aceasta! Conducerea lui Dumnezeu este la fel de neîntreruptă în treburile curente ale unei slujiri umile, ca și în așa-numitele evenimente senzaționale, de mare notorietate. Cu toate că viața ta este în mare măsură una ascunsă, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu se îngrijește mai puțin de tine decât de cei care sunt persoane marcante. Adânc, în cavitățile impenetrabile ale oceanului, înfloresc flori de cea mai rară frumusețe și perfecțiune. Deși nu sunt văzute niciodată de ochii omenești, Dumnezeu se îngrijește la fel de mult de ele ca și de acele flori care înfloresc în sere și în grădini. Pământul este îmbibat de cer. Cel mai umil destin oferă loc destul pentru cea mai nobilă trăire, dar se poate ca noi să nu simțim că acest lucru este într-adevăr așa. Sunt foarte multe îndatoriri în viețile noastre care sunt plictisitoare tinerii găsesc școala a noastră. Sunt mame credincioase care ajung dezgustate de treburile casnice nesfârșite. Sunt oameni buni care se satură de rutina biroului, a magazinului, a fabricii sau a fermei. Uneori, celor mai mulți dintre noi le apare sentimentul că ceea ce avem de făcut zi după zi nu este demn de noi. Simțim că trebuie să fi fost făcuți pentru lucruri mai nobile, dar chiar în îndatoririle pe care în mod natural le-ai putea disprețui, vei găsi oportunitatea de a-ți forma un caracter nobil. Amintiți-vă că Moise a avut viziunea rugului aprins în timp ce păștea oile în pustie. Dacă ar fi fost așa cum suntem unii dintre noi, în treburile noastre zilnice, probabil că ar fi ratat acea revelație. Pământul este îmbibat de cer și fiecare tufiș obișnuit arde cu Dumnezeu. El ne călăuzește prin lucruri obișnuite. Dumnezeu e găsit de obicei în cele mai puțin probabile locuri. Păstorii umili de pe coastele iudeii au fost cei cărora li s-a dat vestea binecuvântată, iar ei l-au găsit pe Dumnezeu nu într-un palat lumesc, ci într-un staul de rând. Ei ar fi pierdut călăuzirea lui Dumnezeu dacă nu ar fi fost ocupați cu treburi umile. În timp ce Gedeon era greul și Elisei ara cu boii, s-a întâmplat să le fie date revelațiile lui Dumnezeu. Adesea Dumnezeu este găsit pe cele mai modeste căi. Filip i-a spus lui Isus: arată-ne pe tatăl, iar răspunsul lui Isus arată dezamăgirea lui. De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe? Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe tatăl. Ioan 14,9 Evident că Filip s-a gândit că revelația trebuia să fie una strălucitoare și n-a reușit să-l recunoască pe tatăl în liniștea vieții zilnice a lui Hristos. Hristos ne este descoperit de obicei în straie simple și pe căi umile. Refuzăm sarcini și îndatoriri care ne sunt încredințate crezând că ele sunt sub nivelul nostru, fără să realizăm că ne-au fost date de Dumnezeu și că îngerii le-ar îndeplini plin de zel. Evident că niciunul din ucenici n-ar fi luat ligianul și ștergarul în acea ultimă noapte ca să spele picioarele celorlalți și pe ale învățătorului. Spălarea picioarelor era cea mai umilă dintre toate sarcinile. Cel mai umil rob din gospodărie făcea acest lucru. Dar, pe când acești bărbați se gândeau că era sub demnitatea lor să îndeplinească o astfel de sarcină umilitoare, Domnul Cerului și al Pământului a luat ștergarul și a făcut-o. El nu a considerat-o a fi mai prejos de el care este misiunea ta? Să presupunem că în timp ce se afla în temniță, Pavel și-ar fi pierdut încrederea în călăuzirea lui Dumnezeu. N-ar fi primit niciodată revelația adevărului divin care a fost încredințată. Bună parte a adevărului care a mișcat sufletele a milioane de oameni i a fost dezvăluit lui Pavel în timp ce el făcea corturi. Mulți dintre noi n-am învățat niciodată să-L vedem pe Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi. Dacă Isus ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, Evrei 1 cu 3, trebuie să știu că El îmi hotărăște și sarcinile mele zilnice. Ni se pare că viața noastră nu este demnă de noi, că splendoarea ei se pierde în sarcinile noastre obișnuite. Credem că l-am putea descoperi pe Dumnezeu în mersul vieții dacă am ocupat vreun loc remarcabil sau dacă am îndeplinit vreo sarcină senzațională sau dacă am putea călători în locuri îndepărtate. Dar nicio ocupație nu e nedemnă în ea însăși. N-ar trebui să ne simțim umiliți de condiția noastră pământească. Totul depinde de misiunea noastră, iar nu de ocupația noastră. Isus a fost templar de meserie, dar nu aceasta a fost chemarea lui. Ocupația ta poate fi aceea de băcan, măcelar sau fermier, dar dacă ești cu totul dăruit lui Dumnezeu, misiunea ta este similară cu cea a unui predicator, a unui evanghelist sau chiar cu a lui Hristos însuși, să întemeiezi împărăția lui Dumnezeu. Misiunea ta, iar nu ocupația ta, este cea care te ridică sau te coboară. Când negura se va îndepărta, vom vedea că femeia de serviciu a cărei misiune este să-L înalțe pe Iisus Hristos este mult mai plină de glorie decât prințesa care trăiește pentru sine. Dumnezeu este prezent în orice viață în care El este punctul central. Trișat în viață? Poate simți că nu prea ai avut o măsură corectă de oportunități și privilegii în viață. Ești supărat că alții par a fi mult mai favorizați decât tine. Ești nemulțumit și deprimat. Poate că aceasta este cauza că ai pierdut sensul călăuzirii lui Dumnezeu în viața ta. Cu mulți ani în urmă, o tânără doamnă din congregația noastră avea o față foarte tristă. Era nemulțumită și nefericită. Înfăcișarea ei era întunecată. Prea puține erau lucrurile care să-i înveselească viața. Simțea că a fost păcălită de viață. Nu avea un cămin creștin sau o origine creștină. Nu era frumoasă, nici talentată. Nu știa unde s-ar fi putut potrivi. Gândea că copiii noștri trebuie să fie fericiți pentru că ei au avut toate oportunitățile să se dezvolte pe care ea nu le-a avut. Era ușor de înțeles de ce ei trebuiau să fie fericiți. Îi era greu să învingă amărăciunea din inima ei. Dar într-o zi a căpătat liberare lăuntrică, a fost umplută cu duhul. Curând și-a pierdut tristețea și a devenit radioasă de fericire. Am văzut-o cum începea să crească. Starea ei exterioară părea neschimbată, dar ea era schimbată înăuntru. Și atunci, într-o zi, mi-a mărturisit cu fața radioasă că își găsise locul, chemarea ei în viață. Aceasta s-a întâmplat în urmă cu 35 de ani. Astăzi a împlinit aproape 30 de ani de slujire glorioasă pe un câmp străin de misiune. Probabil tu crezi că nu mai sunt minuni, dar când Hristos este centrul vieții noastre și tot ceea ce facem este pentru El, întreaga viață arde pentru Dumnezeu. Întreaga viață devine o minune la fel de veritabilă ca viața oricărui sfânt din Biblie. Dacă viața l-are pe Dumnezeu ca punct central, atunci este la fel de sacră ca și aceea unui vestitor al cuvântului sau a unui misionar. Gândiți-vă la mediul umil al lui Hristos. Gândiți-vă pentru o clipă la Isus. La vârsta de 12 ani a mers la templu și acolo, pe când îi uimea pe cărturarii legii și pe alte autorități religioase, a devenit centrul atenției. Dar ce a făcut atunci când mama lui l-a găsit și l-a mustrat cu blândețe? S-a întors în casa lui umilă de la țară din Nazaret și s-a supus părinților lui. Acolo, în acele împrejurări umile, în timp ce lucra într-un atelier de tâmplărie, el a găsit un spațiu suficient pentru dezvoltarea celei mai bogate naturi omenești pe care a văzut-o vreodată lumea și pentru exemplificarea datoriei împlinite în chip desăvârșit. De aceea, oricât de neinteresant ar fi activitatea noastră, oricât de plictisitoare ar fi datoria noastră, oricât de limitate ne-ar fi circumstanțele, putem fi siguri că ele oferă oportunități de pline pentru cea mai înaltă dezvoltare a unui caracter nobil. Și putem fi siguri că truda noastră cea mai grea, sarcinile cele mai obositoare, îndatoririle cele mai umile și împrejurările cele mai neplăcute nu ne vor lipsi în niciun fel de călăuzirea lui Hristos, întrucât El însuși a trăit sub disciplina unor asemenea condiții. Să nu ratăm călăuzirea Lui din cauză că nu-L putem vedea în lucrurile de rând. Căile lui Dumnezeu sunt drepte, dar nu întotdeauna netede. Deoarece căile pe care Dumnezeu ne conduce nu sunt întotdeauna ușoare, ne putem afla în pericolul de a nu recunoaște călăuzirea Lui. Este natural să ne gândim că, dacă Dumnezeu ne conduce, calea noastră va fi ușoară și încântătoare. Dar nu este așa. În Matei 4, 1 citim, Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Uneori Dumnezeu rânduiește viețile noastre în așa fel încât suntem duși în locuri unde structura noastră morală e supusă la probă. Aceasta înseamnă că Satan va fi lăsat liber asupra noastră. Înseamnă căi aspre și stâncoase. Înseamnă mister și întuneric și durere. Când Dumnezeu ne conduce pe anumite căi, ne așteptăm ca ele să fie domoale și suntem surprinși, iar câteodată iritabil și arțăgoși când descoperim că sunt altfel pentru că drumul este greu, suntem în pericolul de a pune la îndoială călăuzirea lui. Calea aspră a lui Pavel Să luăm de exemplu călătoria lui Pavel la Roma. Dacă el ar fi avut impresia că Dumnezeu îl conduce întotdeauna pe cărări netede, atunci, înainte să ajungă prea departe, ar fi fost convins că a pierdut total călăuzirea lui Dumnezeu. Luni de zile a fost închis în temnițe subterane izolate, ca prizonier al Romei. Apoi, în loc să fie purtat de un car ceresc, a fost lăsat să fie purtat încoace și încolo de o mare furtunoasă, să treacă prin zile pline de deznădejde și nopți de disperare, când, timp de 14 zile, nimeni n-a putut mânca și apoi, în cele din urmă, să fie victima unui naufragiu. Și cum a ajuns pe uscat? N-a fost nicio o luntre care să-l poarte la țărm, nici un înger care să potolească marea furioasă, nici un semn supranatural că Pavel se afla în voia lui Dumnezeu. La fel ca toți ceilalți, și Pavel a trebuit să se prindă de o scândură și să înoate cât de bine putea ca să se salveze. Îmi imaginez că nu s-a simțit foarte exaltat în acel timp, îmi închipui că ar fi putut asculta cu ușurință de șoapta lui Satan, care îi sugera că grozavă cale era cea pe care trebuia să meargă un slujitor al lui Dumnezeu și un apostol al lui Hristos. Ascultați mărturia lui. De multe ori îmi primești de moarte. De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una. De trei ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. 2 Corinteni 11, de la 23 la 28 Dacă Pavel s-ar fi așteptat ca Dumnezeu să-l conducă numai pe căi liniștite și ușoare, atunci ar fi pierdut cu totul călăuzirea lui. Dar el n-a pierdut-o? Dacă Pavel s-ar fi așteptat ca Dumnezeu să-l conducă numai pe căi liniștite și ușoare, atunci ar fi pierdut cu totul călăuzirea lui dar el n-a pierdut-o. Chiar în aceste împrejurări el a mărturisit. Ori unde merg, mulțumesc lui Dumnezeu că face din viața mea o necurmată procesiune de triumf în Hristos. 2 Corinteni 2 cu 14, traducerea Mofat. Aici este modelul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Aici găsim asigurarea că Dumnezeu îi conduce pe oamenii care trebuie să facă față circumstanțelor dificile și să meargă pe căi aspre călăuzirea lui Dumnezeu nu ne ridică neapărat deasupra nivelului comun al existenței obișnuite. Ea ne poate conduce pe căi foarte aspre, în tocmai cum i s-a întâmplat lui Pavel. Frumusețe din Întuneric Se spune că într-unul din renumitele ateliere de dantelărie din Bruxelles sunt anumite încăperi destinate filării unora dintre cele mai fine și mai delicate modele. Aceste camere sunt complet întunecate, cu excepția luminii care pătrunde printr-o fereastră foarte mică și care cade direct peste model. Există un singur filator în cameră și el stă acolo unde raza de lumină cade pe firele țesăturii lui. În acest fel, spune ghidul, obținem produsele noastre cele mai alese. Dantela este întotdeauna mai delicată și mai frumos țesută când lucrătorul însuși este în întuneric și numai modelul lui e în lumină. Nu se întâmplă oare la fel și cu noi în țeserea noastră? Uneori și noi lucrăm în întuneric. Nu înțelegem ce facem. Modelul ne este foarte imprecis. Și totuși, într-o zi, putem descoperi că cea mai delicată lucrare a vieții noastre a fost făcută în acele perioade de întuneric. Tocmai cărarea care pare atât de întunecată, atât de grea pentru picioarele noastre, este calea pe care o alege Dumnezeu. El nu ți-ar trimite niciodată întunericul dacă ar considera că ai putea suporta lumina. Viața nu este numai activitate. Autorul Psalmului Păstorului a rostit acest adevăr când a spus: El mă face să stau jos. Viața nu este numai activitate, muncă și slujire. Deși este adevărat că nu e timp de pierdut, totuși noi nu suntem chemați să ne zorim tot timpul, în sensul să fim mereu activi în afară. Câteodată Dumnezeu ne poate cere să ne oprim și să stăm jos pentru o vreme. În mod natural nu prea ne vine să stăm, mai degrabă ne-am continuat drumul. Ne vine greu să zăbovim. Credem că este o pierdere de timp să ne retragem și să ne odihnim. Încă nu am învățat că uneori am putea progresa mai mult în jos decât fiind într-o alergare continuă. Astfel că deseori ne agităm și ne supărăm când suntem siliți să stăm jos pentru o vreme. Timpul petrecut în boală nu trebuie pierdut. Unii dintre noi credem că aproape păcătuim dacă e să ne odihnim chiar și numai câteva ore în timpul săptămânii noastre aglomerate. Ne-am cultivat atât de mult sentimentul responsabilității, încât credem că este greșit să fim inactivi. Dar există pericolul să uităm de necesitatea de a fi noi înșine hrăniți, înainte de a-i putea hrăni pe alții. Este ușor să uităm că avem nevoie să fim noi înșine binecuvântați, înainte să putem fi o binecuvântare. Ziua care nu are parte de timpul ei ascuns cu Domnul este o zi pierdută. Ori de câte ori bunul păstor ne duce la ape de odihnă, putem fi siguri că aceasta se întâmplă ca să ne dea o nouă binecuvântare. Acest lucru este la fel de adevărat și atunci când el ne pune într-o cameră de zăcere și ne trage perdelele. El nu intenționează ca zilele sau săptămânile petrecute acolo să fie irosite. În niciun caz, activitatea exterioară în care suntem angajați, treburile pământești cu care ne ocupăm, nu sunt singura lucrare a vieții, nici cea mai importantă. Nu suntem aici doar ca să arăm, să semănăm și să recoltăm, să construim case sau poduri, să ținem contabilitatea sau să scriem, să producem sau să cumpărăm și să vindem și să obținem profit. Aceste ocupații pot fi cinstite, dar scopul nostru principal aici este să creștem în asemănarea cu Hristos, să dobândim tot mai mult caracterul Lui. Aceasta înseamnă să învățăm dragostea agape. Toate celelalte activități sunt incidentale. Crearea caracterului dumnezeiesc în noi este obiectivul real al lui Dumnezeu. Riscăm să uităm aceasta când suntem abătuți de la ocupația noastră obișnuită pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. În mod cert, există ceva care trebuie făcut în noi, ceva ce este mai important decât activitatea pe care am fi făcut-o dacă ne-am fi continuat neîntrerupți treburile noastre. O poezie spune așa, un om a trăit 50 de ani, fericire întreruptă de lacrimi. A iubit, s-a trudit, a avut soție și copil și a pierdut. A murit. Și-a lăsat din toată munca lui de o viață un cântecel, care a durat nimic mai mult. Asemenea păsării călugărului Felix, cântecul a fost auzit. Îndoiala s-a rugat, credința s-a ridicat în zbor, moartea a adormit zâmbind. Acel cântec a salvat un suflet. Spui oare că omul a plătit din plin? Nu, Dumnezeu a plătit și a considerat că e puțin. Nici o durere nu este prea greu de îndurat dacă ea ne descoperă o nouă frumusețe în Hristos, sau dacă dezvoltă în noi vreo nouă trăsătură cristică. De vreme ce Isus este cel mai bun dintre toți prietenii, oare nu merită să lăsăm treburile noastre pentru o vreme ca să intrăm într-o părtășie mai apropiată, mai dulce și mai intimă cu El? îmi predic mie acum. Viața ar ajunge să însemne pentru noi mult mai mult dacă am învățat să o luăm mai pe îndelete. Mare parte din timp ne aflăm sub o asemenea presiune încât ne împlinim toate îndatoririle într-un mod febril. Facem așa de multă zarvă în pripa noastră năvalnică încât nu putem auzi glasul blând și liniștit. Ne grăbim atât de tare încât nu mai avem timp să gândim, să medităm, să ne cunoaștem îndeaproape cu Domnul nostru. Secretul caracterului frumos al lui Ioan a fost statul lui liniștit la pieptul lui Isus, dar noi suntem prea grăbiți ca să petrecem timp în acest fel. De aceea Dumnezeu trebuie uneori să ne cheme de o parte ca să ne odihnim pentru o vreme și să ne facă să stăm jos. Însemnătatea pauzelor Ruskin i-a scris următoarele unei tinere reportere. Din câte știu eu, Cathy, într-o pauză nu e nicio muzică, dar prin ea se creează muzică. La fel se întâmplă și în viață, ca și cu muzica. Într-un sens, pauzele de pe portativul muzical nu sunt parte a muzicii. Cu toate acestea, ele sunt la fel de importante la locul lor ca și când ar fi note de interpretat sau de cântat. Armonia și ritmul s-ar strica dacă un interpret sau un cântăreț neatent ar nesocoti pauzele. Se poate oare ca pauzele rânduite de Dumnezeu să nu fie la fel de importante în melodia vieții ca oricare din notele de pe portativ? A le neglija sau a le umple înseamnă a distruge muzica. De aceea călăuzirea lui Dumnezeu poate că urmează întotdeauna cărările activității. De aceea călăuzirea lui Dumnezeu poate că urmează întotdeauna cărările activității. Uneori ea ne poate duce în locuri liniștite, de odihnă, în seninătate și încredere va fi tăria voastră, Isaia 30 cu 15. Apostolul Pavel îi îndeamnă pe tesaloniceni să învețe să trăiască liniștiți. Și aceasta nu se realizează ușor. Răbdarea este una dintre cele mai mari, dacă nu una dintre cele mai rar întâlnite virtuți. Dacă te îndoiești de aceasta, caută sensul cuvântului în dicționar. Sunt momente și ceasuri în viață când datoria supremă este să nu facem nimic, să stăm liniștiți, așteptând ca Dumnezeu să lucreze sau să vină timpul când noi să putem acționa. Uneori suntem atât de nerăbdători încât trebuie să fim forțați ca să ne luăm pauze în viața noastră ocupată. Suntem în vârtejul vreunei activități febrile, mergând înainte cu mare zel când, deodată, găsim o pauză scrisă pe portativ. Pentru că ne aflăm într-o grabă prea mare și o neglijăm, nu reușim să o acceptăm voluntar și atunci Dumnezeu trebuie să ne oblige să o primim. Ne poate face incapabil să mai lucrăm pentru o vreme, ca să ne determine să respectăm pauzele din melodia vieții. Avem într-adevăr nevoie de aceste pauze pentru ca armonia vieții să fie deplină și bogată. Fiecare viață are nevoie de iernile ei. Natura ne învață necesitatea perioadelor de inactivitate. Iarna oprește creșterea vegetației. Lunile lungi când nu sunt frunze și fructe par a fi un timp pierdut. Dar noi știm că iarna nu e o greșeală și când pomul se odihnește, timpul nu e nici pierdut, nici irosit. El doar își adună forțele pentru creșterea și rodirea de anul viitor. Fiecare viață are nevoie de asemenea de iernile ei, când totul pare să se oprească, dar așteptarea liniștită nu e neapărat o pierdere. O poezie spune așa: În fiecare viață este o pauză care e mai bună decât înaintarea. Mai bună decât a avea sau a face cel mai mare lucru, este șederea liniștită din voia suverană. Este o tăcere care e mai bună decât vorbirea înflăcărată, mai bună decât suspinul sau plânsul singuratic este faptul de a sta liniștit din voia suverană. Pauza și tăcerea cântă o melodie îndoită, într-o armonie joasă și permanentă. O suflete omenesc, al lui Dumnezeu plan merge înainte, fără să fie ajutat de om. Stai liniștit și vezi. Fii liniștit și află. Proverbe 10 cu 22 Binecuvântarea Domnului este cea mai mare bogăția noastră. Niciuna din lucrările noastre nu adaugă nimic la ea. Nu toți înțelegem aceasta. Ne contrazice propria teologie. Dar, dacă vom trăi suficient de mult, s-ar putea să ne descoperim greșeala. Autorul de față are motive să spună aceasta: Dumnezeu bate măsura. Dacă l-am înțelege pe Dumnezeu mai bine, am vedea că pauzele pe care ele scrie pe portativul vieții noastre sunt necesare pentru a face muzica să fie desăvârșită. Noi credem că pierdem timpul când suntem siliți să fim inactivi din cauza bolii sau vârstei înaintate, dar nu e neapărat așa. Datoria noastră din zilele de boală, când suntem separați de lumea precipitată, datoria de a fi liniștiți, răbdători și încrezători, poate fi uneori la fel de sfântă și de însemnată ca și datoriile urgente ale zilelor de sănătate și tinerețe. Cum citește muzicianul pauzele? Așa cum s-a exprimat G.R. Miller, trebuie să-l privim cum bate măsura într-o numărătoare fără greșeală, ajungând la următoarea notă, ca și când n-ar fi fost nicio întrerupere. Dumnezeu nu scrie muzica vieții noastre fără o structură, de aceea nu trebuie să fim înspăimântați de pauze. Ele nu trebuie sărite, nici ignorate. Dacă privim în sus, Dumnezeu însuși va bate măsura pentru noi. Nu e treaba noastră să scriem partitura. Treaba noastră este să o interpretăm sau să o cântăm așa cum a scris-o Dumnezeu. Nu avem niciun drept să schimbăm o notă sau un accent, să introducem sau să ignorăm o pauză. Trebuie să o interpretăm în tocmai cum este scrisă. G.R. Miller povestește despre o femeie care învățase secretul ascultării și al păcii. Ea a dat dovadă de o ascultare și o credință uimitoare când a spus Îl aud pe Dumnezeu spunându-mi, stai întinsă aici și tușește. Chiar dacă ea nu și-a exercitat niciodată credința pentru vindecare, ascultarea și credința care i-au dat puterea să facă o astfel de afirmație sunt probabil de o valoare mult mai mare în fața lui Dumnezeu decât o credință care ar putea muta munții, dar care n-a învățat încă acel secret al supunerii. Viața care este plăcută lui Dumnezeu este aceea care acceptă muzica așa cum o scrie Dumnezeu, fără să o pună la îndoială, crezând în dragostea și în înțelepciunea lui. O altă poezie spune: În oratoriile grandioase ale vieții, Dumnezeu ne scrie pauze neașteptate. Acestea întrerup goana, încordarea, furtuna, disputa și sunt cu siguranță testele de care avem nevoie. Prioritatea devoțiunii Nu mulți dintre noi știu acest lucru, însă viața devoțională este cea mai importantă parte a relației noastre cu Dumnezeu. Vorbim acum despre timpul pe care îl petrecem singur cu Dumnezeu, când nu facem nimic altceva decât să stăm înaintea lui. Nu ne referim la rugăciunea, când călătorim, când muncim sau când facem orice altceva. Aceasta este întru totul posibilă și necesară. Fiecare ar trebui să facă aceasta. Dar regele regilor merită mai mult decât atât. El își dezvăluie voia și își împărtășește tainele numai celor care sunt dispuși să-și facă timp ca să fie sfinți și să-și împartă timpul numai cu el, să fie suficient de liniștiți ca să-i audă vocea. Ne-ar fi cerut Dumnezeu de atât de multe ori în cuvântul lui să-l așteptăm dacă nu ar fi avut ceva important să ne spună sau să facă în noi? Buna cunoaștere a Bibliei și timpul petrecut singur cu Domnul sunt mai importante decât toate celelalte preocupări spirituale la un loc. Nu trebuie să fiți de acord cu mine, dar, după părerea mea, sunt mai importante decât închinarea publică, părtășia reciprocă cu trupul, ascultarea predicilor, frecventarea claselor de studiu biblic, ascultarea de mesaje audio, angajarea în evangelizare personală, chiar mai importante decât contribuțiile financiare. Desigur, toate aceste activități sunt foarte importante, niciuna n-ar trebui desconsiderată. Dar eu personal sunt convins că viața voastră devoțională este lucrul esențial pentru menținerea și eficacitatea tuturor celorlalte activități spirituale care merită osteneala. ți viața devoțională și atunci toate celelalte relații spirituale vor suferi. Viacul în care trăim noi este mai mult unul al lucrării decât al rugăciunii. Tendința este mai degrabă să acționăm, decât să ne închinăm, să trudim din greu, decât să stăm liniștiți la picioarele Mântuitorului, într-o comuniune strânsă cu El. Nota dominantă a vieții noastre creștine prezente este dedicarea față de slujirea activă, dar dedicarea față de persoana lui Dumnezeu, Isus însuși, este însă și rădăcina unei activități eficiente. Ca să ne pregătim în vederea slujirii și a rodniciei, noi toți avem nevoie să ne rezervăm multe ceasuri de liniște în viețile noastre: când să stăm singuri cu Hristos, în comuniune personală cu El, ascultând vocea Lui, reînnoindu-ne din plinătatea Lui puterile și fiind transformați în caracterul nostru, în timp ce privim la fața Lui. Bărbații ocupați au nevoie de astfel de perioade liniștite de comuniune spirituală. Pentru că zilele lor de trudă, grijă și luptă tind să epuizeze energia vieților spirituale și să le sece puterea interioară. Femeile zeloase au nevoie de astfel de perioade liniștite, pentru că sunt multe lucruri în viața lor zilnică, familială și socială care le consumă proviziile de har. Îngrijirea copiilor, însă și rutina vieții căminului lor, nenumăratele mărunțișuri care le pun la încercare răbdarea, le agită duhul și tind să le distrugă pacea. Toate acestea fac imperios necesar ca fiecare femeie creștină să-și stabilească în viața ei cel puțin o oră în fiecare zi când, la fel ca Maria, să poată sta la picioarele lui Isus ca să-și liniștească și să-și hrănească sufletul. Așa cum s-a exprimat în mod plastic G.R. Miller, prea mulți dintre noi îi dăm lui Dumnezeu numai rămășițele zilei noastre. Această carte a început cu un accent pe acțiune, se încheie cu un accent pe devoțiune, pentru că fără devoțiune nicio acțiune nu poate fi eficientă pe tărâmul spiritual. Poți face mai mult decât să te rogi după ce te-ai rugat, dar până când nu te-ai rugat, nu poți face altceva decât să te rogi.